Hola amigos, ¿qué tal? Hoy hacemos la emisión en español al honor del pueblo argentino y de Javier Milei. Mamá, ¿no has dicho? Într-adevăr. De fapt, astăzi continuăm cartea lui Henry Hazlitt, Economia într-o lecție, și vorbim despre capitolele 19 până la 22. Și anume, salariu minim, sindicatele cresc oare salariile, destul cât să cumperi înapoi ce produci, și funcțiile profitului. Da, înainte de toate astea, o să vă aducem aminte că asta, da, asta e cartea de care vorbim, am scos-o aici, e publicată de Terra Libertas, jos Terra Libertas Publishing House, jos vă găsiți un link de unde o puteți achiziționa online. Spuneam că înainte de a intra în discuții, o să vă amintim că jos în sub video există un buton de like pe care am vrea să-l apăsați ca să câștige Milei alegerile alea în Argentina. Și de asemenea, apropo, până dăm noi episodul, se fac alegeri? Nu, nu e, e săptămâna, e fix înainte de alegeri, da, e bine. Așa? Așa de apropiere sunt? Păi teoretic nu sunt două săptămâni, între primul și tot doilea tur? Nu știu cum funcționează la ei, ne încurcăm, au sisteme. Să nu fie mai încolo, nu știu. Da, ne uităm și revenim. Deci între timp, voi dați like-ul, că e bine dat, că se bucură și YouTube-ul de asemenea gesturi. Și noi mai ales, dați un subscribe dacă vreți să mai auziți ceva de noi, clopoțelul de alături dacă chiar vreți să auziți, că altfel YouTube-ul nu o să vă bage în seamă. Și dacă vreți să vă uitați în descriere, o să mai găsiți locuri pe unde ne găsiți pe internet, gen blog, canalul de Twitter, un canal de Telegram. E, și dacă s-a supărat pe noi YouTube atât de tare că ne-a dat camera peste cap, o să termin acum partea de e-bagging, să vă spun că jos, pe lângă locurile unde ne găsiți pe net, mai găsiți și niște link-uri de crypto și Patreon, dacă vă simțiți dornici să contribuiți cu ceva la partea financiară a emisiunii astea. Noi oricum ținem tare pe metereze. Vamos, carajo! Stimulentul aici e mai degrabă unul de recunoștință, știi? Îți dau bani. Aha. Pentru că sunt recunoscător că faci chestia asta. Stimulentul nu e unul de funcționare, ca să zic așa, știi? Că nu sunt fonduri suficiente pentru salarii pentru asta. Nu, e o chestie doar de recunoștință. Dom'le, apreciez. Adică Vali mai folosește și asta, oameni de cultură, știi, oameni. E o formă de a-ți exprima recunoștința. Bine, dacă valorizezi ca fiind important asta. Problema libertății, ce încercăm noi să diseminăm. Uite, ca să ajungem la chestia asta din Argentina, să ai un candidat cu șanse reale la prezidențiale, e de tras. Și uite, e chiar o surpriză, adică nu te-ai fi așteptat să duc atât. Și mesajul lui e radical, adică nu m-am uitat la un clip și vorbea de faptul că taxele sunt furt, că nu există contract social. De unde stai la firma? Întreba pe reporter. Adică e un mesaj libertarian. N-a zice libertarian radical, pentru că libertarismul este radical prin natura lui. Despre ce vorbeam? Despre salariile minime. Deci săracul Hazlitt, ziceam mai devreme, deci s-a chinuit mereu să explice același lucru în diverse forme pentru toți criticii posibili și imposibili. Deci în toate, și în astea patru, ce explică? Același lucru. Dacă plau să plafonezi ceva, cineva o să se lase de produs, alții o să se lase de cumpărat. Dacă lucrurile astea două se întâmplă, unii nu o să mai aibă slujbe. Asta e dacă v-ați uitat, la episodul trecut cu prețurile, da, care am spus, recunoaște-mi, e un episod greu, păi despre același lucru urmează să vorbim și astăzi, numai prețul că muncii. Vorbim de prețul muncii, da. Salariul în sine este
prețul muncii. Și ce se întâmplă atunci când vrei prin decret să stabilești un preț? Adică am văzut exemplul trecut, capitolul trecut, capitolele trecute, da, episodul trecut cu totul. Ce se întâmplă atunci când vrei să pui artificial, să limitezi, să ții sus artificial, practic, acest preț. O să se ajungă că nu se mai facă, da? Că, de fapt, ăla devine produsul în sine, devine prea costisitor pentru publicul care trebuie să-l cumpere și atunci publicul respectiv o să caute alternative. Prin urmare, aviz amatorilor care sunt speriați de automatizare. Mm. Da? Tu ai în clipa de față o resursă, da, umană, curajată, care îți prestează un serviciu, o muncă. Da? Dacă acest serviciu devine prea scump, la fel ca atunci când te duci la piață și vezi că iar au crescut ăștia prețul la merele de arge sau prunele de arge, nu mai știu ce dracu sunt, da? Merele, mă rog, așa? Da? Merele. Te duci și ei din altă parte. Mere care nu mai sunt de Voinești, dar sunt mere, că tu vrei mere. Da? Sau prune de la, nu știu, Chitila, în loc să le iei taman din Argeș. Nu sunt care de Voinești. Păi nu sunt, dar nu sunt nici la fel de scumpe. Adică ideea e că apare această presiune că lucrurile în economie nu concurează numai la nivel de preț. Da, nu avem numai lucrători mai buni și mai puțin buni. Nu avem numai prune de Voinești și mere de whatever. Da? Ideea e că mai există și alte chestii. La o adică poți să renunți la mere cu totul. E portocale, că sunt mai ieftine, vin din Turcia sau ceva de genul ăsta. Dacă tu vrei vitamina C, de exemplu, adică dacă tu cu mărul îți atingeai scopul, nu neapărat să mănânci mere, dar să fii sănătos, să-ți iei un aport de vitamine și... Nu, ce zice Vali, că dacă le scumpești artificial și asta decurge din legea cererii, rămâi cu ele pe stoc, ai surplus dacă le scumpești artificial, dacă banana îi costă, nu știu, 6 lei kilu și le faci 20, mai se mai vând. Deci când crește prețul, oferta rămân de aceeași, scade cererea. Asta se întâmplă și la salariu minim, asta nu înțelege lumea și asta e critica neapărat liberală, pentru că e larg împărtășită de către economiști. Nu e o chestie a școlii austriece, ca să zic așa. Poate ai noștri sunt cei mai vocali pe chestiile astea, dar nu, e... Cred că dacă faci un sondaj printre toți economiști, ies... Spun asta, că un salariu minim peste prețul pieții îți crește șomaj. Adică îți creează surplusul ăla de care vorbeam și la banane. Care e surplusul la forța de muncă? Păi oamenii aia care nu pot să vândă la prețul ăla. Dacă prețul pieței în textile e de 1500 și salariul minim e de 2500, nu pot să vândă. Nu pot să vândă. E o interdicție. Rămâne de a pe vinde. Stoc, ca să zic așa. Adică da. Ai șomaj, ai surplus, asta înseamnă șomajul. Forță de muncă mai mare decât cerere de muncă. Uite, Hazlitt și spune aici două semnale. Spune la început că zice, când dăm dovadă de maximum de caritate, zice, claritatea gândirii economice a avut de suferit de pe urma faptului că prețul forței de muncă a primit un nume diferit de cel al altor prețuri, lucru care i-a împiedicat pe cei mai mulți dintre noi să înțeleagă cele două situații sunt guvernate de aceleași principii. Acum voi știți și nu mai aveți scuza asta. E o chestie emoțională, asta vrea să zică Hazlitt. Mi-e place cum zice Hazlitt că ok, mai zice, ce mai face statul de multe ori? Nu îi lasă pe unii să intre pe piața muncii, după aia le dă ajutoare. Aici îmi place cum zice, practic n-ai o economie sănătoasă pentru că oamenii ăia nu sunt în economie. Te privează de aportul oamenilor ăstora în economie și deja e strâmbată interacțiunea. Nu, chiar dacă erau pe, când vorbim de salariu minim, na, ne gândim la joburi, na.
nu mari joburi, ca să zic așa. Dar ideea e că oamenii fac ceva acolo. E bine și pentru ele, e bine și pentru consumator. Având o ofertă mai mare de bunuri servicii, înseamnă că ele sunt mai ieftine. E bine și pentru el psihic, spune Hesley. Nu, se simte mai emoțional, mai bine decât fără job, să zicem. Așa că ne-am obișnuit. Asta de respect, știi, de? Că ne-am obișnuit să ne extragem un sens în viață dacă avem o muncă. Da, și cu tu, cu ce te ocupi? Chiar dacă munca e un reprezintă o disutilitate. Uite, ziceai tu, Costel, mai devreme că toți economiștii o să recunoască nu știu ce. Eu nu știu dacă chiar toți, pentru că altfel n-ai avea curente de gândire. Și mie mi se pare că e ciudat că există curente de gândire. Mie mi se pare că școala austriacă nu e un curent. Mi se pare că doar a avut o disciplină mai bună în a urmări o plajă mai mare de interacțiuni și cu o logică cât mai sănătoasă. Pe când la celelalte curente economice, nu monetariste, etc., se introduc niște presupunere așa, și acolo o să se întâmple nu știu ce, o să înflorească economia dacă injectăm bani, de exemplu, sau... Mi se pare că școala austriacă vedem ce se întâmplă. Hai să fim sinceri și logici. Adică nu e așa o nu e politică. Păi de ce vă băgați voi? De ce veniți voi cu poveștile astea? Că noi poate preferăm cu tare. Păi voi preferați și o chestie politică. Dar noi vorbim de lucruri logice, nu urmărim un scop. Mă gândeam la faptul că s-au făcut, nu știu de unde am auzit informația asta, din podcasturi austriece. S-au făcut sondaje și, într-adevăr, majoritatea economiștilor sunt anti-salariu minim. Și bine, întrebarea ta e legitimă. De ce e așa? De ce e omniprezent? Că nu e o chestie în trei țări. Este peste Pentru tot că salariu. Nu este un subiect economic. Este un subiect eminamente politic. În sensul că face bine la... Adică e un subiect socialist, prinde la multă populație și... Unde ai o idee care prinde la multă populație, se numește că ai un capital politic. Și atunci se apucă să se trezească un politician să zică, păi da, vă dau eu asta. Vreți papa gratis? Vă dau eu. Poate doar milezi. Uite, ce mai vreau să zic, Adinauri, foarte mulți când vor să umble la economie, guvernatori, administratori, pleacă de la premiza asta că economia e așa ca o forță implacabilă a naturii, ea oricum o să meargă. Deci putem să recoltăm niște chestii, putem să umblăm acolo, putem să-i îngrădim pe unii. Nu e, economia nu e o forță implacabilă a naturii. Da, pe termen foarte scurt, ok. Aici aș critica, aș spune că mai degrabă austriecii cred că e ca gravitația. Adică legile economice sunt ca legile fizice, sunt legi, nu le poți încălca. Zic da. Unii, păi uite, nu știu ce, Dan Alexe, cred. Păi uite, nu știu context, nu știu ce funcționează, nu știu, iar profesora Ligică a explicat, da, în acele contexte intervenționisme funcționează, uite, ca aici, ca la salariu minim, e peste prețul pieței, rezultă șomaj. Dar tot o lege economică este, nu se pune problema că nu mai funcționează legile economice. A zice că ele sunt implacabile, mai degrabă leftiștii și ăștia... Legile sunt, dar mersul economiei... Ei nu cred că sunt implacabile, ei cred că sunt maleabile. Sunt făcute de om, economia e o știință. Facem ce vrem. Facem și noi. Dar nu consideră neapărat că există legi economice. Adică că există consecințe naturale... Da, de înțeles. Pe urma deci acțiunilor pare, pare că... Deci câte pâini să cumpăr? 1000 de pâini. Păi și mai punem un leu acolo. Tot 1000 o să se cumpere. Așa gândesc ei. nu e așa. Legea economică rămâne implacabilă. La o sumă mică, la un cent, să zicem, pot spune că nu se întâmplă nimic. Dar dacă pui mai mult, o să vezi că se modifică. Da, e un pic elastică. Uite, sunt două direcții. Direcția istoricistă, știi? Că nu există legi în economie și direcția asta matematizantă, cantitativistă. Care și ăștia sunt cam relativiști, în sensul că ei nu cred că modelele alea sunt oglinda realității. Nu, noi tot timpul tindem către... Găsim niște corelații, nu știu, asociem 1% creștere economică cu 2% de șomaj, știi? Vedem, știi, testăm modelul ăsta, dar nu sunt ca austriecii și să creadă...
Nu, domnule, astea sunt legi. Deci Mises crede că așa e lumea făcută, știi? Deci, nu te poți juca, știi? Și Nero, dacă ești, nu poți încălca legea cerii și ofertei, știi? Nu poți fi încălcat. Da, ei, Hazlitt dă două, dă un exemplu, spune, domne, există o metodă, că face referire la următorul lucru, că când este totuși justificată creșterea salariului minim? Dacă ăsta este, dacă salariul real, efectiv, e undeva sub nivelul pieței. Acum nu, nimeni nu-și pune problema cum de a ajuns sub nivelul pieței, nu știm, nu contează, nu discutăm, da? Dar salariul real ar fi undeva sub nivelul pieței și atunci, da, o creștere efectivă a salariului minim nu ar face altceva decât să grăbească ciclul economic. Practic să se egalizeze. Dacă tu îl pui la nivelul de echilibru pe care îl nimerești pentru că, nu știu, ai noroc că ai tras la zaruri, da? Că el oricum se ducea în direcția asta, n-ai făcut decât să grăbești atingerea acestui nivel de echilibru. Ok, da, să zicem, da, cum să spun, decât să faci această concesie legislatorului, mai bine îi spune că, domne, nu e treaba ta să te bagi între relațiile dintre două persoane, nu? Ce se întâmplă între mine și partenerul meu de afaceri în cazul ăsta, da? Nu e treaba statului, nu? Cum ziceau ăia, că love is love, nu? Îl respectăm și aici sau business, nu? Business. Și că aici mă adresez în special, de ce? Că overlap-ul între love is love și vrem mai mult socialism e foarte mare. Da? Așa că de asta folosesc acest argument. Mai făceau ăștia mișto de leftiști. Și dacă sunt gay aia cu salariu minim, știi, patronul e gay, ăla te ai acceptat, știi? Adică intervin relațiile între... Normez relațiile între doi gay, știi? E reticentă lumea. Uite, avem tot timpul problema asta a universalismului, a aplicării principiului. Fie că vorbim de dreptate, fie că vorbim de economia. Zice că libertarienii sunt singurii care... și pe dreptate aplică peste tot principiul non-agresiunii și statului și non-statului și oricui, aplică peste tot teoria economică. Deci nu vor spune că nu, statul e mai bun la apărare. Nu, statul e mai prost și la apărare. Teoria economică, uite, asta prezice. Și asta n-a e o problemă. Te și gândești de ce sunt oameni așa, știi? Nu s-au gândit. De multe ori sunt probleme emoționale până la subiectul cu tare. Fiecare are cât un subiect. E emoțional pentru că e clar că te-a prins libertarianul cu asta, cu apărarea, știi? Ești like a rat in a corner, știi? Adică dacă tu admiți principiile ăla și el zice, păi și de ce nu aplici acolo? Și tu ești, că da, are... E că e diferit. Situația se schimbă un pic. Da, da. Este tendința ta defensivă e să zici, cred că disconfortul ăsta, nu știu, poate fi emoțional legat și de... pierderea unei polemici, știi? Nu vrei să admiți o înfrângere, știi? Uneori poate nici nu ești inteligent, știi? Nu realizezi că e aceeași... Că e același da, lucru, da. Da, că e da. Aceeași situație, știi? Că aplici o regulă generală la... Și uite, ca tot să ne mai luăm un pic... Măcar să o verifici pe regula aia. Că tot ca să ne mai luăm un pic de socialiști și de idealizarea lor a modelului nordic. Vreți salariu minim stabilit prin lege? Da? Nu există. În Danemarca, de exemplu, nu există salariu minim stabilit prin lege. Pe ramură, cred că ai. Ce? Nu prin lege. Nu prin lege. La prin ce? Păi nu e salariu minim. Nu vrei să aduci vorba. Nu vrei să aduci vorba de sindicate. O să aduc vorba de sindicate un pic mai încolo. Păi cum e stabilit? Păi dar nu e dacă nu prin lege. Păi, exact. Păi nu e salariu minim, e un fel de... Nu e salariu minim, da. E salariu un fel cadru. De preț informativ. Uite, atâta se plătește. Un mercurial. Da. E un mercurial. Da, mercurial. Nu e că mercurial. Da, era obligator. Un alt lucru despre care vorbește Hazlitt în capitolul cu salariu minim este că, normal, și mi se pare că se leagă foarte bine aici, este că atunci când ai salariu minim o să ai șomaj și următoarea reacție a statului de la șomaj, adică după ce că îl împiedic pe omul ăla să muncească,
îi mai dă și niște bani, în sensul că mai fură de la alții, ca să-i dea ăstuia un ajutor de șomaj. Și Hazlitt și spune la un moment dat, zice, mă, nu numai că ideea în sine este proastă, pentru că îi dă, practic îi dai omului un ajutor pentru stat acasă, nu pentru muncă, unul la mână, și doi la mână, practic în felul ăsta, diferența pentru care el s-ar angaja devine și mai mică, adică în loc să fie de la 0 la, dă el un exemplu acolo, zice $25 pe săptămână, da? Ar fi salariu minim stabilit. Și asta înseamnă că el dacă se angajează, că și-a pierdut slujba, el avea înainte $20 pe săptămână, să zicem, da? Și a pierdut, s-a făcut salariu minim așa și a pierdut slujba. Deja pe acasă. Bun. Statul vine și mărinimia lui dă $18 pe săptămână, salariul minim e 27, deci practic ăsta trebuie să se chinuie, să se angajeze, să facă toată munca, toată munca, da, conexă mersului la muncă. Pe da? $7. Pe $7. Da? Adică în loc să îi lași să aibă măcar motivația, băi, fac toate astea pentru $25 pe săptămână, nu, pentru 7, pentru că tu iei 18 stând acasă. Păi poate că nu-i ajung. Păi, da, poate că nu-i ajung, dar cumva îi ajungeau 20 înainte până ai stabilit tu că ai plătit prea puțin. Deci argumentul de multe ori este să ai o viață decentă. Păi, decent nu este să primești milă. No. Ăsta zice nu că... E ok, nu e milă. Ăsta... Nu e milă, e... Ready to hand out. Mă rog. Da, de pomană. Da, pomană. Mai rău. Mai rău. Nu, dar de ce nu e nici șomajul? Dacă e adevărată relația asta cauzală detectată de austerie și cu un salariu minim peste prețul pieței de duce la șomaj, nu e de ce nu să fii șomer. Nu te ajută, știi? Eu vreau să revenim puțin la aia cu prețul pieței, că ghicești, că te apropii. Și nu mi-era clar. Păi care e prețul pieței? De unde știu care e? Asta zice. Altă chestie e și asta a la Heisenberg, că îți influențează dacă tu pui salariu minim, îți distorsionează ce se întâmplă în piață, știi? Uite, cheltuielile statului de acum îți distorsionează, știi? Uh-huh. Prețurile reale, nu? Prețul unui plic, să zicem, nu e corect reprezentat la ora actuală, dacă tu ai Poșta Română care ea cumpără nu știu câte plicuri și adică îți distorsionează acel preț. Nu știm cât ar fi fost, știi? Poate ea crește cererea în mod artificial, știi, mai scump, mă rog. Și al treilea punct la care ajunge Hazlitt aici, zice, ok, bun, dar vrem să crească salariile. El pare să fie adeptul ideii că, dom'le, salariile o să crească doar dacă crește productivitatea muncii. Acum, din punctul ăsta de vedere, să zicem că are dreptate parțial. Pentru că asta este o metodă sănătoasă de a crește salariile și în absența oricărei inflații ar fi și o metodă foarte bună și foarte sănătoasă pentru toată lumea din economie să îi crească puterea de cumpărare. Deci privit în izolare, da, asta este o metodă sănătoasă de a crește puterea de cumpărare, de a crește salariile efective. Creșterea productivității, okay. Da. Acum mai sunt încă două metode de a crește salariul minim. Prima dintre ele este scăzând oferta. Scuze-mă, salariul minim. Salariul în general. Mm. Una dintre ele este scăzând oferta, da? Și cealaltă este crescând cererea. Dacă, de exemplu, suntem într-un oraș de undeva la țară unde ai o fabrică de făcut pantofi, în clipa în care se mai deschide o fabrică de făcut pantofi în același oraș, dintr-o dată că a crescut cererea, o să încerce fabrica aia să-și ia muncitorii și cu ce o să-i atragă? Cu salarii mai mari. Cererea de muncă, da. Cererea a crescut, cererea de muncă. Asta e diferența între Cluj și Telorman. Telorman ai 3 firme, în Cluj ai 500. De-aia sunt salarii mai mari. Da. Și mai departe, cum scade oferta? Păi poate pleacă ăștia, poate ies la pensie, cizmarii din... Poate pleacă românii din țară, da, să duc să fie altceva până altă parte, ca să ia mai mulți bani și atunci scade oferta, dintr-o dată firma asta care face pantofi acolo, o să fie nevoită să dea mai mulți bani, că altfel o să rămână fără angajați, cu totul.
Da? Astea sunt două metode ale pieței libere pe care el nu le, nu le ia în calcul, mai ales pentru că el, aceste metode de creștere a salariului nu sunt neapărat benefice pentru toată lumea, pentru toate păturile din economie. Sunt niște variații locale care la un moment dat, la nivel economic, ok, dacă duc la creștere economică, e bine. De exemplu, teoretic, apariția unei noi fabrici de pantofi, da, va genera mai mulți pantofi, va face ca pantofii pe total să fie mai ieftin pentru toată lumea. Din punctul ăsta de vedere, am putea avea o creștere economică. Dar dacă pleacă ăștia de la industria de pantofi să ducă să fie instalator până Anglia, acolo nu mai e neapărat o creștere economică pentru toată lumea. Bine, vezi, ai limitele astea ale granițelor. Ai putea foarte bine să-ți dai seama că dacă n-ai mai avut ofertă de muncă aici, oamenii s-au dus afară, exact, au cumpărat slujbe din altă parte. Ce au cumpărat cu munca, da? E că produc mai puțin sau? Scuze. Nu, deci au plecat românii, că ai zis nu că pleacă că românii. Pleacă, de ce e rău? Că mai puțin. Să fac mai puțin pantofi. Fac mai puțin pantofi, o să fie mai scumpi. O să trebuie să se plătească pe ăștia mai mult. Înseamnă că ești pro imigranți, să vină imigranți. Exact. Ai chestiile astea arbitrare, zici, hai să măsurăm în agregat ce se întâmplă într-o economie. Păi, uite, avem niște probleme la nivel de comuna cutare, unde erau fabricile de pantofi. Vai, au plecat oamenii. Ok, în comună se întâmplă chestia asta. Da, dar la nivel agregat... Și cât crește agregatul ăsta? Îl crești la nivel de județ, la nivel de țară, la nivel de continent european, la nivel global? Hai să-i lăsăm oamenii în pace, să-și facă calculele, să nu umblăm la butoanele economice, ca să nu avem nici hiperlocalism, nici hiperglobalism. Că tu ai zice că pentru ăia din Anglia e bine unde se duc instalatorii, știi că l-a crescut. Da. Pentru ăștia care au rămas. Da, deci ăia au instalatori, au ofertă mai mare, prețuri relativ mai mici, cu toate că se câștigă mai bine acolo, pentru că ai noștri se duc la salarii mai mari. No. Sau în fine, onorarii adică mai tu mari. Zici, uite-te nu doar la toate momentele de timp, uite-te la toate spațiile, știi? Da, ai suplimenta analiza lui Hazlitt, știi? Nu doar în timp. Dar un punct de vedere și asta el face, de vreo două ori bate toaca să priceapă iapa în cazul ăsta pe creșterea productivității. De ce? Pentru că de obicei creșterea productivității vine cu progres tehnologic și să leagă și de capitolele trecute în felul ăsta. Adică în clipa în care tu, ca muncitor, poți să produci mai mult. Și mai e un lucru care e imperios necesar de ținut minte aici, da? Dar despre care o să vorbim mai târziu la profituri. Să ne aducem aminte de el când vorbim despre profituri. Mie nu mi-a fost clară niciodată. Sau mă rog, asta cu productivitatea. Orice de ăsta, orice economist austriac citești, spune că salariile sunt corelate cu productivitatea muncii. Ce înseamnă productivitatea muncii? Mai multe unități per, nu știu, per timp. Un muncitor face 1000 de piese. Una îți facă 3 piese, una îți facă 1000 de piese. Când face 1000 de piese, va câștiga mai mult. Ăla vinde, mă gândesc că ăsta e raționamentul. Patronul vinde acele 1000 și are mai mulți bani și va primi și el mai mulți bani din acei mai mulți bani. Dar nu din mărinimia patronului, ci din faptul că el se pricepe să umble cu mașinăria aia, să facă sau mult. Se duce la alt patron, dacă patronul exact. Nu-i dă exact. Ideea. Dar nu numai, dar e, din punctul ăsta de vedere, e o relație despre care el vorbește mai târziu. De asta spuneam că o să discutăm despre ea la profituri, dar nu e nimic, discutăm acum. Mă gândeam ce e înșelător în chestia asta, că mă gândesc că tu poți fi foarte productiv făcând niște prostii, știi? Tapi gropi, de exemplu. Ești bun la face 1000 de gropi. Cam așa le faci, nu știu, foarte repede. Nimeni nu vrea chestiile alea, știi? Păi nu e vorba de... Aia nu e productivitate, că nu produci valoare. Da? E vorba de... Produci când produci. E vorba de creșterea productivității. Muncii. Deci tu... Munca ta devine mai productivă. Tu, dacă ești plătit, deja să sapi gropi.
și te apuci și le sap mai repede, cu siguranță în clipa aia devii mai productiv. Da? Dar dacă tu nu ești plătit să sap gropi, dar știi să sap gropi, aia nu e productivitate. Aia e un skill pe care îl ai tu, dar nu există cerere pentru el. Spun că nu e necesar. Nu, nu e necesar. Exact, nu are cerere. Nu are cerere. Păi da, dar atunci de ce nu exprimăm altfel salariu? Să spunem, nu știu, chestii de cerere și ofertă. Uite, ăsta sapă gropi, e staharovist și de-aia câștigă mult, pentru că e... ai 5 oameni în București care fac asta, știi? Să sapă atâta amar de gropi. Și explic prin cerere și ofertă, știi? Da. Mi se pare că e prea vag productivitatea muncii. Te-am zis, argumentul fiind ăsta, că tu produci, păi tu poți să produci niște prostii, știi? Deci nu le vrea nimeni, știi? Păi nu, productivitate presupune că există deja cerere pentru ceea ce faci tu. Stai. Adică pleacă de la faptul că tu ești într-un job, ești deja angajat și ai un randament la ceea ce faci. Și 3 ace sau 1000 de ace? Exact. Da, nu, asta e sensul cuvântului în sine. Auzi, e o chestie, eu cred că e o chestiune de eficiență. În sensul în care nu acele sau orice ce vorbeam noi, gropi. Vrei să faci 3 sau 1000. Dacă faci 1000, o să poți să scazi prețul. Poți, dar poate nu vreau să faci 1000. Dacă se cer 1000. Da, asta e ideea. Asta deci trebuie să existe și cerere pentru 1000. Dacă eu mă apuc să fac 500.000 de nu știu ce să zic, ace de gămălie, dar cererea în sine e doar de 1000 de ace de gămălie pe an. Nu o să crească salariul, da. Că de asta e în favoarea mea, că simpla creștere de... Nu, dar câștigi ce câștigi tu... Nu e suficientă, știi? Câștigi timp liber, în sensul ăsta. E? A, câte două afaceri sau... Nu. Ăsta e un avantaj al salariului minim peste prețul pieței, că oferă, mai făceam eu prin memoria rău, că îți oferă mult timp liber, știi? Da. Dar cred că nu poți să precizezi de fiecare și, dată Hazlitt, și mai sunt niște chestii la care nu ne gândim noi. Uite, câteodată oferta în sine generează propria cerere. Adică dacă dintr-o dată sunt 500.000 de ace de gămălie disponibile și mai într-un oraș, într-un an, lumea zice, hai că eu mi-au și lumea s-ar putea să găsească să facă ceva cu ele. Dacă înainte sunt doar 1000 bani, nu, n-ai de unde. Vrei să-ți faci un plan care implică 10.000 de ace de gămălie? Nu poți, trebuie să aștepți 10 ani de zile ca să se strângă atâtea. Wow, da. E? Good point. Yes. Adică mai e și dimensiunea asta alaltă în care, știi că toată lumea spune, păi nu, că uite, ăștia fac acum mașinile în așa fel încât e discuția asta în jur la planned obsolescence. Că dacă faci lucruri prea bune care nu se strică, nu mai au ăștia de muncă cu serviciurile și cu un șed. Da, nu știu, poate, habar n-am, dar în continuare spune că dacă ai faci mașinile alea care nu se strică, ce să vezi, ai avea dintr-o dată o grămadă de resurse și capital disponibile pentru altceva. Da, asta nu văd oameni, aici apare eroarea aia de care tot, la care tot sapă Hazlitt. Că tu nu vezi că acele serviciuri, ok, se închid, dar ce se întâmplă cu oamenii aia, cu banii aia, știi? Se duc, cum a zis Vali, se duc în alte utilizări. Deci nu trebuie neapărat să ai... Asta e foarte populară, chestia asta, știi? Sunt slujbe, sunt ocupați oamenii. Ăștia n-au interes să... Prima lecție în medicină, uite, vedeam și ieri o memă. Un client pierdut un medicament... Cum era? Care te vindecă, un client pierdut, uh-huh, ceva de genul, da, ăsta. Uh-huh. Deci ideea ar fi că ai tot interesul să faci chinezării, ca să zicem că ăsta e argumentul. Ai interesul, piața liberă are interesul să facă lucruri proaste, pentru că așa garantează că merge mașineria, știi? Că... Nu facem drumuri bune ca să le mai reparăm. Da, ca să crească. Ai bun, și atunci sistemul de sănătate... Răspunsul meu e că apare competiția, apar unii care fac chestiile alea bune. Hai să zicem că tu ești al dracu, ești machiavelic, vrei să faci chestii chinezești, să treci din chestia asta. Fac... Apare unul care le face și bune și... Da, trebuie să ai cerere. Adică există astăzi pe lume producători de mașini mai mari, mai mici, mă rog, care nu se strică.
Da. Dar costă, mă rog, mult mai mult decât alea normale. În față, upfront. Da. Că de fapt, da, bine, după aia economisești că nu se strică. De fapt, da, hai să fim serioși, că nu e... A, că voi cheltuiala la odacea. Că ele nu costă așa de mult, dacă stai să te gândești pe toată durata de viață a mașinii. De ce? Pentru că durata de viață a mașinii ar fi infinită, din punctul ăsta de vedere. Da? Dacă durata de viață a mașinii e infinită, costul tinde spre zero. Oricare ar fi el, da? Cu cât e mai lungă, așa, cu atât costul e mai mic. Oricum există consumabile pe absolut orice mașină, dar mai mult de atât, dacă tu ești într-o piață, hai să vedem ce vor oamenii. Noi avem consumabile. Da. Ce vor oamenii? Vor mașini care se strică sau vor mașini care nu se strică? Eu aș zice că ei vor mașini care nu se strică. Nu știu, e doar o părere de-a mea, dar așa spune, deci, da? Știi că... Deci cererea e foarte mare pentru mașini care nu se strică și oferta pe piață e foarte mică pentru mașini care nu se strică. Prin urmare, e normal ca prețul ăla să fie mai ridicat. Yes. Da, corect, exact. Mm. Sunt unii oameni, asta e așa ca o nuanță doar, există unii oameni care zic, lasă că dacă ai avea o Dacia fără LED-uri, de exemplu, nu se mai strică, nu prea îți vine să o schimbi. Făcând așa, tot iei lucruri care sunt mai moderne, mai deștepte, mai noi. Există și abordarea asta, sunt unii care zic, mai ok, e în regulă că ți iei chestii noi, altfel nici nu le-ar face pe alea. N-ar mai face noi că n-ar fi cerere, că lumea ar avea mașini că nu se strică. Păi tocmai asta e ideea, că vrei inovație sau nu vrei inovație, vrei folosirea utilă a capitalului sau nu vrei folosirea utilă a capitalului. Adică ăștia care spun chestia asta, pe de altă parte urlă prin părțile alte că domne trebuie să salvăm planeta, să nu știu ce. Și tu mirosești capitalul cu chestii, cu avem acum o nouă... inovație de nu știu ce, acum face Dacia cu așa, în loc să fie așa și vai de mine, wow, e bestială. Da, și scaunele sunt un pic mai confortabile decât înainte și au pus și tapiserie pe bord. Dar știi ce uită lumea? Îți dai seama ce inovații sunt? Lumea uită exact ca la alte exemple din alte capitole când am mai vorbit noi și își iau drept etalon vârful dintr-o industrie. Care a fost cel mai bun an al unui agricultor? Păi așa trebuie să rămână. Și ce-și imaginează, ce se gândește lumea? Prețurile paritare. Da, exact. Și ce-și imaginează lumea? Păi uite, Mercedes-urile alea vechi cu bot de cal, alea nu să stau stricat 30-40 de ani. Așa se făceau mașinile pe vremea aia. Extraordinar. Dar pe vremea aia, tu nu-ți permiteai mașină. Când acum îți permiți mașină. Adică ce vreau să zic e că haios că poți să ai o plajă mai largă în care ai și mașini. Ok, care se strică, dar îți permiți mașină să ai, poate o schimbi, poate nu o schimbi, whatever, da? Și dacă vrei cu adevărat mașini cum erau pe vremuri, există și din alea, dar mai scumpe. În caz să nu mai vorbim de faptul că orice mașină relativ ți-ai lua, aproape orice mașină ți-ai lua, vine guvernul după vreo 10 ani și ce-o strică el. Da. Că zice, are această euro. Mașină este euro nu știu cât și noi nu mai vă dăm voie să mai circulați cu dânsa. De ce am pornit discuția asta? Care a fost factorul declanșator? Factorul declanșator a fost că producea la 500.000 de ace de gămălie. A, productivitatea aia, Iure. Productivitatea da. care nu, după aia nu-și mai are sensul să mai producă în detalii în fiecare an același lucru. Adică e riscul ăsta, problema asta falsă, domne, o să ai atâta productivitate că te dai singur afară. Auzi, uite, apropo, chestie de acumulare de capital. Deci oamenii, dacă o duc mai bine, nu în agregat, dar în general, oamenii de rând, dacă o duc mai bine, își permit să cheltuiască banii și pe niște lucruri vechi care ajung să fie ținute în viață doar așa ca plăcere, ca hobby, ca preferință. Mm-hmm. Practic, pe lume ai puține lucruri care chiar au dispărut și sunt așa, vai, doar în muzeu. Sunt lucruri prin industrii care nu mai sunt folosite, nu știu ce, fuior, whatever. Dar de exemplu, ai oameni care folosesc mașini de scris. De ce? Că așa vor ei. Sunt oameni care ascultă viniluri. Că așa vor ei. N-au murit. Radio-ul a murit, s-a mutat pe internet. Ha, ha, ha. Mă gândesc dacă ea din viitor vor ține statul așa, știi, ca obiect de muzeu, știi, să aibă rezervații.
Da, dar vine așa agresiv. Eventual, știi, eventual, eventual și cu etatiști. Ei duci copilul, zice, uite mamă, vezi, ăia cred în stat, ăia cred că e legitim să iei bani cu forța de la oameni. Așa cum îi duci la Antipa acum. Vara asta e orgântul. Asta este un stat. De ce e? Era un monopol. Vara asta, you are going to communist camp. Nu știu dacă în capitolul ăsta vorbește și de... un alt argument era ăla cu... Păi și așa jobul ăla era prost, bine că a scăpat dracu de el, știi? Nu? Cred că zicea un critic, un susținător al... Ca la mașinile astea de mai devreme, știi? Mai bine că s-a stricat. Un susținător al salariului minim. Și Hesdic zice, păi e ok, e ușor așa din afară, știi? Da, să, da, în ăsta e, în ăsta brav, e. Să fii curajos, știi? Să... Pentru omul ăla era un job, știi? Pentru economie, ca între el tot timpul ia efectul asupra patronilor, asupra muncitorilor, asupra... Tot insistă pe productivitate, scade productivitatea, aia care era, care o produceau aia pe salariu minim, știi? Bine, dacă te gândești că sunt mulți, se adună, știi? Și contribuie la prețurile alea mici. Să nu mai vorbim, că mai e vorba și de drama personală a omului ăluia, da? Tu acum l-ai aruncat în foamete. Pe ăla care înainte măcar mai făcea ceva. Da, sigur, erau niște situații care ție s-ar putea să nu-ți placă. Dacă ai fi în locul lui, poate că cu toții am putea empatiza dacă am fi în locul lui, că se chinuie foarte tare, dar era mai bine decât nimic, nu? Acum e nimic. Switch-up-urile alea și la fel, știi, cu... Da. Tu, da. Ca de-asta vestic hipster, știi, n-ai treabă, știi? Hai să interzicem pe aia, sau hai să nu mai cumpărăm de acolo, știi? Să le reducem... Da, și oamenii aia rămân fără... Da, rămân plus că, stradă, plus că da. nu numai asta, dar l-ai și nenorocit pe vecie, în sensul că îi distrugi și motivația, da, sistemul motivațional uman, de a mai face ceva pe vecie, pentru că, după cum am zis mai devreme, el făcea $20, acum îi dai 18 ca să stea acasă. Păi să mai muncească ăsta pe $7 de acum încolo sau pe, da, pe $7 de acum încolo. Asta în vest. Când o suferi popa. Asta în vest acolo, nu o să le dai 18 în nu știu ce țări, știi. Da, nu, acolo nu le dai nimic. La sweatshop-uri, da, îi lasă să moare de foame. Da, da, bine. Teoretic, o țară care se apucă să introducă salariu minim, dacă nu dă de foamete datorită șomajului în 2-3 ani, o să se apuce să introducă repede și un... Adică dacă e, ce vreau să spun e că dacă e destul de bogată sau face artificii financiare inflaționiste sau prin împrumut să-și susțină salariul minim, o să-și susține și un sistem de ajutor de șomaj, tot de stat. Doar că e mai mic. E da, cum doar că va fi mai mic și aia vor fi mereu dependenți. Cum avem în România față de Germania. Bine, asta e bine că sunt mici, știi? Da, na, asta e. Cum se creează PSD-iști? Uite așa. Întâi încep cu salariul minim pentru binele lor și după aia îi găsești la birt bându-și ajutorul de șomaș. Da, asta e o întrebare foarte haioasă pentru că mi-a venit mie. PSD-ul a fost creat de PRR? I-a fost mai întâi PSD-ul sau salariul minim? Da, exact. I-a fost mai întâi PSD-ul sau PSD-iștii? Asta salariul minim. PSD-iști. Populația. PSD-iști, că erau comuniști înainte, da. Bine, ofertaș creează cerere. Da. Bun. Cine să se ocupe de... Trecând exact. La... Așa, la următorul capitol, Hazlitt zice, ok, bun. Cred că a înțeles, sau sperăm că a înțeles toată lumea, de ce nu trebuie să se ocupe guvernul sau legislatorul de creșterea salariilor, da? Din același motiv pentru care mai devreme am spus că nu trebuie să se ocupe de niciun alt preț din economie, da? Nici de ăsta, că tot preț e prețul pe muncă. Bun, și atunci cine să se ocupe? Păi poate să se ocupe sindicatele. Pentru că, nu-i așa, sindicatele văd interesul muncitorului și Hazlitt își pune întrebarea, domne, e adevărat că sindicatele contribuie la creșterea salariilor? Adică împing sindicatele salariile în sus? Da sau nu? Nu. Mă rog. Următorul capitol. Da.
Pă scurt, citiți, lăsați-mi. De ce nu, Alexandru? Ia spune-ne, de ce nu? Face o distinție, Hazlitt, zice, pe de-o parte, da, ar putea să ajute punctual niște indivizi, pentru că sindicatul, fiind o asociație, au mai multe resurse, știu mai bine și îl ajută în negocierea cu, pe individ, în negocierea cu angajatorul. Și... E foarte important, două secunde, e foarte important să facem distinția aici între următoarele două lucruri. Au sindicatele funcții benefice sau respectiv pot avea sindicatele funcții benefice? În teorie, da. Practic, dar nu asta e întrebarea. Întrebarea este dacă generează sindicatele creșterea salariului. Practic, sindicatul ăla bun este un serviciu de consiliere, de fapt. Pentru unii asta poate fi răspuns. Pentru unii, ca și la salariul minim. Salariul minim crește veniturile. Hazlitt spune că nici măcar pentru unii. Până la sfârșitul capitolului îți explică că nici măcar pentru unii nu generează creștere pentru că economia urmează să se regleze prin inflație. Nu neapărat prin inflație, prin echilibrare. Da, dar poți avea în vedere un scenariu în care e suficient de mare creșterea încă să bată. Hazlitt spune că nu. Greșește. Nu, mă gândesc că sunt două chestii separate. Deci, pe de o parte, așa cum poate să facă bine, că îl ajută pe unul să negocieze mai bine și să nu ia un salariu prea mic, nesimțit, dat de porcul capitalist, pe de altă parte, când îi tratezi pe toți ca pe o clasă, trebuie să avem o tablă aici să desenăm cap, Dragnea. Pe de altă parte, dacă îi tratezi pe toți ca pe o clasă de oameni și zici, păi ce o să fie bine pentru cutare felul de muncitori? Păi X. Ar putea să-i încurci pe mulți care ar fi vrut altceva, mai diferit, mai mult, mai puțin. Pe când dacă te duci cu sindicatul. Care vor pe puțin. Care lucrează puțin. Adică ai unii mai tineri pe acolo. Gatele cer, nu știu, 1000 de euro pe nu știu cât. Unul de la tânăr, ori idee că nu-l las sindicatul. Le-a la șuturi, deci nu-l las. Da, și aici... Le-a la șuturi nu figurat, da. Sau metaforic. Da, exact. Aici voiam să fac următoarea distinție, că ai acțiuni din astea de consiliere, pe de o parte îi zici individului, nu negocia slab, după aia poți să ai activități în care te duci tu ca sindicat și negociezi, vai, pentru toți muncitorii... Ajungi să ai federații de sindicate și figuri. Da, dacă e voluntar, nu e nicio problemă. Exact. Și după aia poți să ai sindicate din astea care devin agresive. Agresive ori cu spărgătorii de grevă, ori cu ăia care vor să ia mai puțin. Patronii. Îi atacă, îi chirnă, îi... Le distrug proprietatea, știi? Nasol. Îi obligă să plătească anumite salarii, știi? Iar asta, ultima specie pomenită de tine, e mainstream-ul, nu e accidentul. E norma, știi, asta agresivă, știi? Aia avocățească în care anunțai, uite, lucrai prin Vazui pe undeva de 15 milioane, salariul era 20, sindicatul te informa, îți completa acest gap de cunoaștere și da, îți făcea un bine, știi, sau negocia ore mai puține de lucru, creștea sănătatea, să zic. Dar astea nu sunt norma. Norma sunt alea în care dau cu pumnul și... Asta e norma. De-aia sunt periculoase. Te îmbrâncesc. De ce? La protest. Te-au îmbrâncit la protest. Mafia se mai numește și Syndicate prin film. Da, Syndicate. Uite, există două lucruri aici de care vreau să mă leg. Unul dintre ele spune așa, l-a amintit și Costel un pic mai devreme, zice, domne, sindicatele au fost bune atunci când au redus săptămâna de lucru, da, la vremea lor, și când au redus săptămâna de lucru de la 80 de ore pe săptămână la, nu știu cât sunt astăzi, da, 40, ok. Bun, dar spune el, dacă în continuare ar vrea să le reducă la 35 sau la 30, s-ar pierde din, adică s-ar decima producția, n-ar mai aduce beneficiile. Asta nu mi se pare că este neapărat o poziție bine fundamentat. Adică trial and error. Eu aș zice trial and error și numai așa putem să ne dăm seama. Bine, făcea un film la situația existentă atunci, știi? Da. Ca așa, nu știu, în viitor, să zicem în anul 3000, faptul că muncești o zi întreagă
Poate însemna ognă, la cât de vin o ducă ea. Da, exact. S-ar putea să fie de ajuns, nu se știe. Ok, asta ar fi fost una dintre lucrurile la care să zicem că n-aș fi neapărat de acord cu ce scrie el aici. Dar el zicea că, uite, o altă chestie care e bună a sindicatelor și tot așa au făcut referire atât Alex cât și Costel la chestia asta, este că pot să concentreze. Deci există, este clar că există o disproporționalitate între muncitor și angajator și locul în care se vede. De ce? Pentru că muncitorul este mai înlocuibil decât angajatorul. Depinde. Da? Tu nu ești, nu. Depinde, da. Muncitorul care nu e angajat încă este mult mai înlocuibil decât angajator. Mai încolo. Mai încolo, odată ce ai devenit angajat, să spunem că ai mai multe skill-uri și stake-uri în interiorul fluxului companiei, devii mai de neînlocuit. Poți să devii mai de neînlocuit în cazul în care îți creezi anumite capacități, calități, apetențe pentru procesul de producție, apetit pentru procesul de producție, care ar fi mai greu de înlocuit. Adică cineva care vine de la zero, domne, va trebui să le învețe. Da? Practic e un trade-off. Te dau pe tine afară care ai experiență și așa și angajez unul pe care îl plătesc la jumate, da, dar o să-mi scadă și productivitatea până când ăla se apucă să învețe ce știai tu să faci cu ochii închiși înainte. Dar când tu ești în căutarea unui loc de muncă, ești pe piața de muncă și așa, atunci ești cel mai ușor de înlocuit. Pentru că nici n-ai job respectiv. Deci din punctul ăsta de vedere, tu ai mai multă nevoie de angajator decât are angajatorul de tine. Și e poziția asta de... Nu e valabil și pentru patron. Lipsă. Păi... Tu ești un patron mic. Da. Ai început... Dacă... Ai deschis lacătul. Dacă ești un patron mic, da. Da, da. Nici leafa nu prea e sigură. Nici... E valabil din punctul ăsta de vedere. Da, din punctul ăsta de vedere eu pot să asimilez toți muncitorii ca fiind patronii propriei întreprinderi care se numește persoană fizică. Ghiță Tănase, na? Da. Ok, ideea e așa, că există această disparitate. Da, tu te duci la Coca-Cola să te angajezi ca șofer de camion, de exemplu. Da? E ok, bun, tu și alți 500 puteți să vânați același post. Ești clar, ești unul din 500, ești ușor de înlocuit, ai mai puțin. Ai tendința să-ți sublicitezi poziția ca să vrei să ieși în fața ălorlalți cumva, da? Nu contează că tu faci traseu, că ai condus nu știu cât, că practic tot pe bani e vorba. Da, gândește-te că la asta, la lucratul cu ziua, e invers raportul. Ai 500 care vânează unul. Astăzi, da. Da. Păi tot la fel. E cerere și eu. Este de mare putere de negociere. Este deci de nu fapt, să găsești un om care să... Da, exact. Este de fapt cerere și ofertă. Și este faptul că muncitorul în sine e mai puțin dispus să se asume riscul, că presupunem că are mai puține fonduri, plus că am mai vorbit noi în alt loc și o să vorbim și la profituri, muncitorilor care sunt salariați, care vor să fie salariați, deci inclusiv aia care își caută de muncă, au o poziție by default împotriva riscului. Dacă ar fi avea apetit pentru risc, s-ar face antreprenori. Ar prefera profitul în loc de salariu. Ar prefera o investiție în loc de salariu respectiv. Da, tind să cred că da. Da, istoric, adică... Da. Da. Nu, observație tare, dar practic poate că e mai... Poate și faci un calcul. Nu, și dacă tu ești împotriva riscului, ești dispus să primești mai puțin, dar să știi că vine, să știi că îl semnezi. Și în felul ăsta îți sublicitezi poziția. Și aici un sindicat ar putea să te ia dinainte și să spune nu, uite, atâta e poziția respectivă, tu licitează atât că venim noi cu restul de parafă și atâta e și te ajută să-ți crești în felul ăsta salariu. Ca să mai vorbim de faptul că și mai târziu tu să zicem că ai
Una e când negociază individual patronul cu fiecare dintre cei 500 de șoferi de la Coca-Cola pe care i-a angajat. Fiecare dintre ei are propriile nevoi și temeri și nu vrea să împingă și poate nu vrea să-l supere pe domn director și așa mai departe. Și alta e când în numele celor 500 de șoferi vine unul care spune, uite, da, nu vrei, mâine îți pleacă toți 500. Pune mâna și angajează 500 de oameni într-o zi. N-o să meargă. Face ăla un calcul repede, păi n-o să mai am livrările pentru nu știu câte zile, se face bottleneck, nu mai putem să mai vindem producție, avem atâta pierdere, riscul e mult mai mare. Dacă îți pleacă unul, pe ăla îl găsești repede. Te duci la obor, iei unul care conducea Duba, zici, hai. Da? Îți pleacă 10, e ceva mai greu. Îți pleacă 500, devine deja mai greu. Cum ai numi funcția sindicatului? Că ce face? Coordonare. A zice, coordonare între muncitorii individuali în perspectiva negocierii salariilor. E un fel de avocat, nu? Da. Da. Chiar și niște management ai putea să zici că face, nu? Coordonează, administrează niște interacțiuni. Da. Și e ușor, deci când devine necesar un sindicat? Păi de la, să zicem, un număr de oameni care e mai mare decât ce poate să se înțeleagă. Dacă noi suntem, exemplu... Dacă noi suntem 3 și nu ne înțelegem... Dacă noi suntem 7 oameni, da? Și ni se pune o clauză în contract cu care nu suntem de acord, păi noi 7 putem să ne punem de acord și să zicem... Noi nu semnăm. Ți-ai pierdut stiva de recrutat din anul ăsta. Mai ales dacă firma respectivă a mai și investit un pic în tine ca să te formeze. Așa, în perspectiva că urmează să-ți dea o ofertă de nerefuzat. Că poate e student și n-ai alte opțiuni. Deci n-ai experiență și n-ai alte opțiuni. Da, dar dacă sunt 7 oameni, se pot înțelege. Dacă sunt 15, deja e mai greu să se înțeleagă între ei. Da. E mai greu să se coordoneze. Cam acolo e granița de la care un sindicat devine util. Care e avantajul patronului să te încurci cu sindicatele? Adică păi, de ce avantajul patronului nu există. De ce nu eviți atunci? Ba da, poate să fie. De ce nu eviți? Eu mă gândeam că ți-aduce oameni, funcționează și ca un HR, ca un... Da, exact. Ai, o firmă de... ai putea să ai avantaje. Are acces la un pool de... Dacă funcționează în felul ăsta, da, ar putea funcționa. Din punctul ăsta de vedere, patronul zice, păi ăsta e garantat de sindicat. Sindicatul ar putea să-ți dea o pata la mână că ești calificat să faci nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, și atunci da. Poate să ofere cursuri de calificare pentru membrii lui, poate să facă chestii de genul ăsta. Da, acum nu prea face asta, sau o faci. Nu prea. Nu prea fac, da. Deci poate să fac pentru că sindicatele în sine s-au întins mai mult pe forța politică, mai mult pe șicherul politic. Adică ele ei își impun, își fac, își fac lobby. Circulația apei în natură. Tu îi dai votul Ciolacu și el se duce peste aici. Exact. Exact. În loc să fie o relație de colaborare, de schimb, chiar dacă este de pe poziție concurențială, sindicatele tind să vrea să utilizeze forța statului, practic. Deci câtă vreme face o funcție de coordonare, o să fie potențial. Okay. Are multe șanse să fie benefică interacțiunea. Nu vrei să... Și ca angajator mă gândesc la un fel de alt avantaj. În loc să pierzi vremea să vorbești cu 100 de oameni, vorbești cu un reprezentant. Asta ar fi o coordonare, repet, middleman. Ce ar putea, ce funcții discutăm noi aici? Iarăși sunt, deci există două feluri de a privi socialismul, mă rog, de fapt sunt mai multe, dar hai să ne axăm pe aceste două feluri, da, de a privi socialismul. Un socialism sindicalist și un socialism marxist-leninist. Unde ar putea fi sindicatele utile? Sunt acolo unde nu sunt. Acolo unde sunt un pișat în ploaie, cum am spus cu câteva emisiuni în urmă, da? La țările socialiste
care au avut o implementare socialistă marxist-leninistă, cum suntem și noi, de exemplu, au ales sindicatele, n-au nicio treabă. Sunt, există doar ca să frigă niște bani. Acolo unde... O să controleze pe oameni. Sau o altă țară, că mă gândeam apropo de chestia asta, unde ar fi nevoie? Unde ar fi nevoie să fie crescută puterea de negociere a angajaților? Unde ar fi nevoie, efectiv? În care e manufacturierul principal al lumii de astăzi? China. A, China. China. Da? Că care... al doilea care ar fi în India. Da? Țările socialiste, dar în China tot așa a fost implementată o variantă a marxist-leninismului trecută prin filtrul lui Mao. N-a existat sindicalism în China. Niciodată. Nu a existat nici până astăzi. Da? A, și tu ai la Hollywood, ai sindicate unde nu e nevoie, unde? Sau e? Exact. Și ca orice fel, deci există... O fac din prosteală, așa, din... Există niște funcții legitime ale sindicatelor care ar putea fi utilizate, culmea, fix în țările foste comuniste. Da? În țările din vest, unde comunismul în sine sau socialismul în sine s-a manifestat în principal prin sindicalism și nu prin marxist-leninism, sindicatele și-au depășit deja, au tins să crească în moduri nesănătoase, da? Tu spune Hazlitt aici, ce se apucă să facă sindicatele? Păi se apucă să picheteze la locul de muncă, se apucă să-i distrugă lui, se apucă să-i bată pe spărgătorii de grevă, se apucă să... chestii de genul, chestii care nu sunt, cum să spun, să folosească forța, practic, da? Folosească forța să agreseze, să-și impună punctul de vedere prin ori prin forță directă, ori apelând la stat să interzică. De exemplu, dacă tu te duci la stat, stat dă o lege că patronul nu are voie să angajeze temporar oameni pe posturile care sunt în grevă, da? E același lucru ca și cum i-ai bat pe oamenii aia care se angajează. Îi bați cu bâta statului. E fix același lucru. Că tu îți pui dacă tu ai senzația că, domne, îi bat pe aia care vin la muncă în locul sindicaliștilor mei care sunt în grevă. Deci greva e perfect legitimă. Greva e un bluff, e o licitare în poker, da? Sunt niște oameni care spun, sunt aia 500 de șoferi, care spun, ia și du-ți, ia să vedem cum te descurci fără noi. Noi de mâine nu lucrăm pentru că vrem mai mulți bani. Și ca să te facem să înțelegi câți bani pierzi fără noi, noi de mâine nu lucrăm. Că de vorbă n-ai înțeles, tra-la-la. Exact. Da, asta este greva, da? Și patronul ar putea, ce opțiune are, măi? Are ori să fie de acord cu ăștia, să le dea banii, da? Ori să zică, păi, mi-angajez alții. Adică șofatul e o chestie ușoară, mi-angajez alții. Uite, mă gândeam la Twitter unde au plecat 80% și nu se simte nimic. Ca să nu mă vin că acolo au fost și dați afară. Dacă aveau sindicat acum, era rezolvat situația. Cred că au, nu știu. Da, eu angajez alții și tu ca sindicat ai două opțiuni. Ori să vii să-i bați pe ea care se prezintă să preia camioanele, să ducă la chestii care s-au întâmplat în anii 30. Ori să te duci la guvern să-i spui, nenea guvernul, noi te votăm, dar să nu mai facă ăsta chestii de astea, că n-are voie, nu joacă corect. Cumva joburile alea sunt ale tale, știi? Nu. Auzi, Vali, și cum explici de ce nu sunt mai prezente în privat sindicatele? De ce nu există la Google sau nu știu, în privat în general? Păi există... E HR-ul tare. Există... Toată lumea mulțumită și... Nu. Există legi, există directive interne la Amazon în care atunci când tu semnezi contractul de muncă, cred că nu ai voie să faci parte dintr-un sindicat. La Amazon, de exemplu. A fost și scandal cu Bezos de mult, acum cred că vreun an, în care ei voiau să se organizeze într-un sindicat. La Google sunt sindicate. La Google e un sindicat. Nu știu la Twitter dacă e, dar la Google știu sigur că e un sindicat, că ieșise scandalul când a ieșit
comunicarea aia a lui James Damore. Și lucrarea lui, atunci a ieșit și s-a activat sindicatul foarte repede și au luat și ei o poziție. Apropo de ce spunea el acolo. Auzi, deci uite ce fac oamenii care analizează pragmatic. Zic, păi oamenii aia care s-au dus să se angajeze la Amazon nu aveau de ales. Noi în multiple discuții am zis, ori au de ales și să răsfață și să facă n-au de ales, ori hai să vedem de ce nu au de ales. Adică ce se întâmplă? E de vină Amazon? De ce n-au altceva de ales? Sunt de vină alegerile pe care le-au făcut în viață? Sau poate sunt de vină alte reglementări puse de statul local, de guvernul federal, etc. De ce nu au de ales? Te-ai aștepta? Ok, să zicem că o piață liberă nu e perfect elastică. Eu stau într-un sat mic unde s-a făcut Amazon depozit. Înainte n-aveam de muncă, acum am de muncă. Că asta e un fel de supărare. Vai, sunt plătiți prost, sunt munciți mult, oamenii aia de la Amazon, cu toate că acum sunt roboți, da, mă rog, sunt și roboți. Și e genul ăla de critică ca pentru un sweatshop. Vai, sunt chinuiți. Și zici, de ce n-aveau de ales în zona aia? Păi poate e o zonă nefastă, poate alții n-au avut voie să intre acolo din reglementări, din nou, locale sau mai mari. Și lumea zice, păi da, nu, aici voiam să ajung cu pragmatismul. Lumea zice, păi da, nu stă nimeni să-și bată capul cu chestiile astea. Și observația, care nu mai e, sau e și economică, da? Observația este, ok, dacă vrei să fii liber, poți să-ți angajezi serviciile astea, sau poți să faci efortul să înțelegi de ce nu ești liber în cazul acestui muncitor potențial de la Amazon. Pragmatiștii vor mereu rezolvarea printr-o chestie, deci sunt lucruri de strâmbe, ce putem să facem? Păi e să luăm niște antidureri. Dar nu știm care e rădăcina problemei. Cred că am deficit de, hai să zic, joburi bune de muncă. Așa mergem până la ocean și găsim un loc de muncă. Ideea e, ceva să... Decent. Sunt și de vreme acasă și... Așa găsești. Da, și explicația că poate, nu știu, trăim că... Sau uneori e și vina ta, să e o alegere deliberată. Vreau să mă fac filozof. Păi da, dacă am medic militar câștigi, nu mă interesează. Vreau să mă fac filozof. Mi-asum chestia asta că voi trei mai prost. Deci o alegere deliberată, nu e... Genul ăla de... Genul ăla de plafon ridicat în care cea mai bună producție a agriculturii. Așa și oamenii care zic o viață decentă. Au un plafon aici. Păi România de azi. Ce-au văzut ei că se poate în jur. Se uită norcoreenii dacă se uită la standardul de viață din România. Mă, frate, deci ce e acolo? Nu există pentru ei, nu există. Deci ca Nord Corea să... continue să existe în stadiul în care e informație despre lumea de afară. Dacă ar fi, să zicem, acolo, ceva. Acolo toată lumea crede că e mai rău afară decât înăuntru, pentru că înăuntru au parte de magia economiei planificate condusă de dirijorul Maxim Kim. Ce mai mă gândeam la asta cu economiștii cu care începurăm? Deci care sunt cele două posibilități? Ori ei să nu susțină salariul minim în majoritatea lor, să zicem, studiul la care mă gândeam eu era făcut nu știu pe unde, știi, așa? Alta chestie e că susțin, sunt împotriva salariului minim, dar n-au, e nepopular mesajul, știi? Politicienii au, așa cum pot spune, uite, dacă facem pe economiștii români, sunt antiprotecționiști. Să zicem, în majoritatea lor, luăm 3.000 de economiști români și vezi că sunt împotriva protecționismului. Dacă avem facem 3.000 de economiști? Să zicem. Oficial, deci nu. Și mă gândesc că populația totuși e protecționistă dacă facem... Populația e protecționistă. Adică cam avea dreptate, Valie, clivajul ăsta între economic
Mesajul economic și mesajul politic. Adică economiștii să fie anti-salariu minim. Auzi, dar... să vă întreb dacă merge paralela asta. Deci, protecționismul sună foarte bine, să ne facem noi aici ale noastre. Păi... Românești. Sună, stai puțin, sună la... intuitiv sună bine. Contraintuitiv, să vedem dacă ține paralela. Păi atunci hai să pătun gospodărie toate lucrurile. Pătun gospodărie toate lucrurile. Țese, fire, fă tu haine, crește proteine, fibre, legume. Ce mai trebuie? Instrumente. Ia, scoate fier din pământ, forjează-l. Bine, o să-ți răspundă că nu vreau tot la mâncare. Vor fi alea strategice, știi? Da. Apărarea. Pardon, nu, energie, mâncare. Mâncare, și apărare. Și încă să știi că... Ce mai strategic, apărarea sau mâncare? Încă să știi că nu cred că o să-ți conceadă chestia asta, că nu vreau tot, decât după ce ai împins într-un col și ai bătut puțin cu papucii peste în față, știi? Pentru că de obicei răspunsul e, păi da, ce, noi n-avem de toate? Avem toate resursele în țara asta. Țara cea mai bogată pe pământ, are și munte și mare și minereuri și de toate. Tot ce vrem și să delta. Facem putem să facem. Și delta, da, mersi. Tot ce vrem să facem putem să facem. E ca un buchet în mare, știi? Și răspunsul mai este... avem? Bauxită. Și răspunsul este da, așa e. Putem să facem de toate. Înainte, pe vremea Ceaușescu, puteam să facem de toate. Problema nu este una de... inginerie, dacă le avem sau nu. Problema este una economică. Putem să facem de toate, dar nu avem randamentul să le facem ieftin. E banane, da? Putem să facem banane, deci nu e... Nu e o hotărâre, poate nu e o hotărâre bună. Sau iPhone. Avantajul comparativ. Nu ai, păi n-are românii ingineri să... Cum să n-am? Da? Și mai mult, și dacă vrei să știi ce n-avem tu ăsta care ești preocupat de câte resurse are România, știi ce n-are România? N-are monedă sănătoasă. N-are monedă sănătoasă și n-are acumulare de capital, că nici în ăștia 30 de ani după Revoluție nu ați vrut să lăsați piața liberă ca să poată să se crească ceva acumulare de capital. N-are acumulare de capital. Vrei să deschizi o întreprindere? Păi trebuie să ai randament la capitalul investit. Iar discutăm de chestia asta la profit mai încolo. Dar merită punctat și aici, da? N-ai monedă sănătoasă care să-ți permită acumulare de capital și nici n-ai acumulare de capital, că ai avut 40 de ani, 45 de ani de comunism, de sărăcire și 30 și un pic de ani, da, aproape 35 la anul, la naiba, caraho, aproape 35 de ani la anul de economie mixtă de tranziție care mai mult a tranziționat către un socialism... încet, dar sigur, decât asta către o economie liberă de piață. Mai globalist. Lasă dracu moneda, știi? Asta e cultura liberală, dacă vrei. Da. O chestie chiar rară, știi? Da. Da. Vrei să dai un exemplu de raritate? Da, cultura liberală. Bine, alții ar spune că dacă te uiți în Europa, România. Încă mai are, că mai ține minte ce a fost în comunism. Hai să vorbim un pic și de exemplu pe care îl pune Hazlitt aici, că mi s-a părut foarte util în a ilustra de ce nu contribuie într-adevăr sindicatele la creșterea salariilor. Zice așa, hai să zicem că sunt 6 grupuri de oameni, lucrători agricoli, vânzători cu amănuntul, muncitori în confecții, mineri, angajați în construcții și angajați ai căilor ferate. Salariile lor, în absența oricărei coerciții, asta apropo, ca să invalideze, că spune așa, în mod general, una dintre, de la ce pleacă toată discuția. Una dintre ideile proaste care sunt în jurul percepției salariilor este că forța de muncă este în general plătită sub nivelul normal. Acum, e ceva în ideea asta, dar nu e foarte mult. Atunci când spun că e ceva, spun că așa, dacă toată lumea care lucrează tinde să își subliciteze poziția pentru că este mai puțin dispusă la risc, da? Atunci da, poate că e plătită la mai puțin. Dar ăla e nivelul normal atâta vreme cât
Acolo s-a ajuns. Cât aia interacțiunile aia respective. E piața, exact. Aia e piața, atâta vreme cât interacțiunile respective nu reflectă sunt... apetența față de risc. Exact. Exact. Și asta e prinsă, și asta e prinsă în prețuri. Da, atâta vreme cât nu și-a băgat nimeni coada. Și prețurile alea sunt stabilite de comun acord între vânzătorul respectiv muncitorul și cumpărătorul de muncă, respectiv patronul, atunci alea sunt prețurile. Deci, ele ar putea fi mai mari? Da, dacă muncitorii și-ar fi dispuși să asumă mai mult risc. Yes. Poate că ar putea fi mai mari dacă ei ar fi dispuși să se asume riscul să fie dați afară. Adică poate ar fi loc în fiecare negociere particulară de 2, 3, 4, 5 lei mai mult pe lună. Poate ar fi loc. Dar ei nu-și dispuși să-și asume riscul acesta de negociere. Dacă îți crește și economisirea, știi, că uite, vorbeam de capital, știi, dacă oamenii economisezi mai mult și ai capital mai mult, da, o să crească. Că asta e ideea cu... Deci oricât de varză ai fi tu de prăpădit, dacă te duci în Elveția, să zicem, într-o țară bogată, te trezești că ai un... te duci cu ziua și câștigi 3.000 de euro, să zicem, pe lună. Păi stai că nu eram tot eu ăla din București sau din Pelorman. Ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că na, au capital acumulat. Capital acumulat. E în Elveția la lucrătorul cu ziua. Ei nu se zice că nu cred că există. Da. Bun, revenind la poziția asta, că ca să înțelegem de unde ar fi plătiți practic acești muncitori. Deci să spunem că avem aceste 6 grupuri de care am vorbit mai devreme și salariile lor sunt stabilite în absența oricărei coerciții și nu spunem, nu trebuie să fie neapărat egale, dar să zicem că sunt 100% din ceea ce sunt. Deci în momentul A sunt 100%. Bun. Se formează sindicate naționale. Deci aceste 6 categorii formează sindicate naționale, da? Bun. Și fiecare dintre sindicat își impune voința proporțional cu forța politică și poziția strategică, în loc să își impune voința proporțional cu productivitatea economică a muncitorilor lor. Ca așa funcționează sindicatele. Astfel încât lucrătorii agricoli nu poate să impună creșterea salariilor, vânzătorii obțin o creștere de 10%, angajații din confecție de 20%, minerii de 30%, constructorii de 40%, iar angajații de la căile ferate de 50%. Pe baza presupunerilor inițiale, asta însemna că are loc o creștere medie a salariului pe economie cu 25%, da? Ca să simplificăm lucrurile, salariile în sine sunt parte componentă a prețurilor de producție. Prin urmare, ce spune el aici? Spune că costul vieții crește în medie cu 25%. Cresc salariile, crește în medie, ok. În realitate nu e chiar așa, raportul e puțin mai mic, dar simplificăm discuția. Da? Bun. Ai parte de o creștere a costului, dacă ai parte de o creștere a salariului mediu... Da, stai puțin. De ce ai dreptate? Din cauza că lucrurile ar fi așa, ținând... Ținând totul la fel, dar nu ți-a crescut productivitatea, nu ți-a crescut nimic. Exact. Exact. De-aia atunci normal că ai mai mulți bani, o să cumperi mai multe lucruri. Și nu se absorb, sau invers, se absorb tocmai pentru că nu e extra productivitate. Pentru că ținem situația mică ca să putem să o analizăm. Da. Dar deci, în realitate de aia nu e. Nu, că așa. Ne uităm doar la creșterea, exact. Doar la creșterea asta, dar fără să fie însoțită de niciun fel de altă creștere a productivității, rezultă că salariile alea trebuiesc absorbite de undeva. În general, lumea zice nu că o să fie absorbite din profitul patronului. Nu, de fapt ajung și sunt transferate, că ele sunt costuri de producție, sunt transferate la clienți. Deci, practic, costul vieții crește în medie cu 25%. Lucrătorii din agricultură, deși salariile lor nominale nu s-au redus, sunt într-o situație semnificativ mai grea din punct de vedere al puterilor de cumpărare, pentru că a crescut costul vieții cu 25% și ei n-au prins nimic. Da? Vânzătorii, deși salariul lor a crescut cu 10%, se vor afla în continuare într-o situație mai grea decât la început. Muncitorii din confecție, ale căror salarii nominale au crescut cu 20%, deja e fantastic, și ăia se află într-o situație mai grea.
Minerii, 30%. De fapt, în termen real, i-au crescut cu 5%. Le-a crescut puterea de cumpărare. Pe spinarea cui? Constructorii și angajați că au de mult. Câștigat mai mult, dar este tot mai puțin decât pare la prima vedere. Dar nu-i 40%, e doar 15%, nu e 50%, e doar 25%. Dar cum apar costurile alea de trai via scăderea productivității, nu? Nu, productivitatea rămâne la fel. Productivitatea rămâne la fel, deci banii ăștia trebuie să vină de undeva, să absorb în prețul de producție. Dacă asta îi ziceam și mai devreme, dacă tu ai o economie fixă, unii iau mai mulți bani, unii iau mai puțin bani, stai că nu e asta explicați, dar tu măsori media, unii o să aibă mai puțin decât media și unii mai mult decât media. Și ce se întâmplă cu toți banii ăștia? Ei se absorb în producția existentă, care zicem că e fixă. Ca să analizăm chestia. Deci ai o economie care are 1000. Și ce o să întâmple cu banii aia mai mulți? Păi o să absorbă relativ repede, într-un an, whatever. O să absorbă în economie. Și atunci, de aia cresc prețurile. Am înțeles. Salariul este... ca și cum ai avea o inflație. Inflația, știi, printează bani, se absorbe în... Cum se absorbe? Păi... Ok, nu e capitolul cu inflația, dar lumea plătește mai mult. Când li se cere, plătește mai mult, pe scurt. Să absorb banii în economie. De ce? Că sunt mai mulți bani pe mai puține produse. A, asta e explicația? Da. A, e pe... Și aici pe ai... Pe cere, practic, nu pe ofert. Da. Și aici ai practic mai mulți bani pe aceeași producție. Că aici alte variabile, ai altceva. Nu, aici se reduce oferta. Hai să o luăm așa. Alex lucrează pentru mine. Se oferta pentru că aveai costuri mai mari. Într-un final ajungem acolo. Bineînțeles că într-un final ajungem acolo, dar nu gândim încă pasul ăla. Da? Gândim pasul imediat următor, creșterii salariale, deocamdată. Că lumea zice, wow, au crescut salariile. Păi da, ok, au crescut salariile, dar uite, unii o duc mai rău decât era înainte. De ce? Pentru că crescând salariile, a crescut costul vieții. Că dacă cresc salariile tuturor din jur, da, dacă ai o creștere în medie a salariilor cu 25%, se transformă în creșterea prețurilor produselor cu 25% în medie. Da? De exemplu, dacă, hai să luăm un exemplu mai simplu. Alex lucrează pentru mine și face ace de gămălie, da? Eu îl plătesc pe Alex cu 5 lei acu, da? Alex face 2 ace, eu le vând cu 6 lei, da? Eu le vând cu 6 lei, îi dau unul lui Costel și unul lui Alex, da? Eu iau 12 lei, înapoi Alex primește 10 lei cu 6 lei, îi mai rămâne cu 4 lei să facă altceva cu ei, nu contează ce. Costel e milionar... Nu includem, el nu lucrează pentru mine, nu-l includem în acest circuit închis, da? Bun. Alex însă vrea să duce la sindicat, zice, domnule, eu vreau 6 lei, eu vreau să fiu plătit cu 6 lei pe acul de gămălie. Foarte bine zice sindicatul, vine la mine, bă, Alex vrea 6 lei pe acul de gămălie și eu zic, bă, i-aș da, dar știi, eu cu 6 lei îl vând, adică mie ce-mi rămâne? Și zic, foarte bine, hai să facem, în prima fază zic, hai să facem mișcarea asta. Da, frate, nu, sindicatul zice, nu, că-ți pleacă Alex și să vedem ceea ce de gămălie mai vinzi. Și eu mă gândesc, da, așa e, hai să facem mișcarea asta. Îi cresc lui Alex 6 lei, acul de gămălie dintr-o dată e 7 lei, o să-l vând cu 7 lei, eu vreau să-mi păstrez profiturile ca înainte. Da? Și el face 2 ace de gămălie... O să încaseze de la mine 12 lei, eu le vând cu 14 lei, eu rămân cu 2 lei, apropo, ce bogat e Alex față de patronul lui, da? Eu le vând cu 14 lei, că eu speculatorul de care vorbeam mai înainte, apropo, și de ce face speculatorul pentru așa. Păi eu îi dau de muncă lui, îi dau 12 lei pentru acele de gămălie, el cumpără acul înapoi cu 6 lei, deci mai rămâne cu 6 lei, înainte rămânea cu 4, e câștigat, da? Să presupunem că și Costel plătește 7 lei pe acul de gămălie. Da? Dintr-o dată, de undeva mai trebuie să apară 2 lei. De unde vin? De la Costel. Că el înainte plătea nu, 1 leu, de unde mai vine 1 leu? Stai că am greșit. Am greșit ceva. Am greșit ceva. Hai să râs. În discuție. Stai așa. Nu, no, să-l iau eu cu 6 lei, dar trebuia să-l iau cu 7.
A, tu le iei cu 7 lei, yes. Da, corect, da, și nu mai apare, corect, și îți rămân 5. Care e ideea la... Îți rămân 5 lei față de 4 și mie îmi rămân 2 lei în continuare și leul care vine în plus vine de la Costel și se duce la Alexandru. Care e miza exemplului? Ce vrei să arăți? Miza exemplului este că Alex și-a îmbunătățit traiul pe barba lui Costel. Nu pe barba mea, pe barba consumatorului final. A, că eu am plătit mai mult. El, tu plătești și tu mai mult. Eu plătesc mai mult. Da. Că vreau ac. Că vrei acu. Da. Da, dar și tu plătești mai mult că vrei acu. Tu lucrezi pentru altul. Ție nu ți-a crescut salariul, dar dintr-o dată tu dai 7 lei pe ac pentru că a vrut Alex. A, eram textiliștii sau ce era. Da, tu erai ei lați. Trăia mai jos, da. Exact. Asta e. A, și le era la minere. Uite că minere întotdeauna au negocia bine. Până și Hazlitt simțea că... energia. Dar ideea este așa că lumea are senzația că nu că e din profiturile patronului vine de fapt creșterea asta salarială, că patronul care patronul păstra 2 lei înainte, păstrează 2 lei și astăzi. Apropo, patronul păstrează 2 lei. Alex păstrează 12. Bine, asta dacă Alex ar fi fost deștept să-și negocieze salariul în funcție de cât produce. E, bravo. Că și asta e o chestie pe care nu o discutăm foarte des, că salariile în sine tind să fie negociate la timp, la timpul muncit, în loc să fie negociate la numărul de produse pe care le faci. Uh-huh. A, și vina patronilor sau ce? Nu, eu a zice că e vina muncitorilor. Da. Că e mai convenabil pentru patron, în sensul că eu pot să îți impun o rată de productivitate într-un anumit interval de timp, te plătesc pentru intervalul ăla de timp, da? După care cu produsele mă apuc eu și vând cât pot din ele. Dacă crește rata, dacă îți crește ție productivitatea, din punctul ăsta de vedere, tu o să-mi produci mie mai multă valoare. Și asta e următoarea discuție pe care vreau s-o am de fapt. Că din punct de vedere al muncitorilor în sine, tu gândește, tu muncitorule, care ai un salariu, că din punctul ăsta de vedere mă uit și eu. Da? Ce face firma la care lucrezi? Foarte bine. Te-ai gândit, știi ce face, da? Ce vinde, efectiv. Da? Bun. Cât produci tu din ceea ce vinde? Și gândește-te cât ești plătit și gândește-te că atunci când te gândești cât ești plătit, gândește că pe patron îl mai costă încă 80% pe atât. Că banii aia se duc la stat. Că așa obligă statul, zice, păi nu, că reține... Ăla de fapt sunt banii tăi, apropo. Uh-huh. Numai că nu-i vezi. Uh-huh. Ăla e salariu brut. Dar tu nu ești obișnuit să-ți vezi brutul. Că dacă ai fi obișnuit să-ți vezi brutul, te-ai luat cu mâinile de cap. Da? Că pleci acasă cu doar vreo 58% din el. Ei, de asta tu e de la pensie. Nu. A, nu. Ai chei de ceva. Da. Îi dă ceva. Dă o firmitură, două din el. Da. Da. Dar dacă din punctul ăsta de vedere ai sta să te gândești cât produci tu efectiv din cifra de afacere a firmei la care lucrezi, nu știu, mulți dintre voi s-ar putea să-și dea seama că sunteți plătiți poate prea mult. Și eu mă gândesc la chestia asta câteodată. Oh, eu zic să nu te gândești la asta. Nu mai știu dacă în ce capitol făcea analiza aia statistică despre cât erau profiturile. E la aia cu profiturile. Da. Mă rog, ideea e că patronii ăștia nesimțiți, dacă îți bați capul să vezi cât are profitul angajatorul tău, ar putea să nu fie ceva fenomenal în procente, să fie 5%. Ok, unii o să aibă 2% și unii o să aibă 20%, dar ok, în medie, nu? În medie națională era urmează. Da, dar și la afacere cu statul e 10%, adică nu e... Nu e 10%, eu știam de mai mult.
Deci se vede că n-am experiență. Asta e doar aia de... A, de intrare? A brokerului, știi? Am înțeles. Finder's fee. Așa mă gândesc că nu. Da, dacă e contracte de la imense, știi, de... Nu, e mai mult de... Ce? De, dacă la contractele cu lapere. Statul? Da, dacă e cornul și lapere. Păi eu zic că la contractele cu statul e ceva mai mult. Ai, eu am auzit. Deci ăla care a luat cornul și lapere nu stă el în 5%. Așa s-a angajat, vorba lui Fali, și își făcea în riscul. Da. Bun, ideea e că, ca să ne întoarcem la exemplu... Poți să stai în 5% dacă e sigur... E cantitatea mare? Ava. Toată țara, scuze, zi. Nu-i nimic. Zice, bun, ce se întâmplă mai departe la povestea cu muncitorii, da? Că am descoperit că nu o duc prea bine și că, de fapt, ei își cresc salariile pe spuza teoretică a altora. Da? Pe faptul că alții, dacă nu reușesc să-și crească salariile, urmează să plătească creșterea salariilor pentru sindicatele care au reușit să le crească. Și atunci, el spune că această presupunere, în primul rând, se bazează pe ipoteza că majorarea forțată a salariilor nu a atras șomaj. Că mai există și posibilitatea asta în care cei care s-au apucat să-și crească salariile cu 50%, dar muncitorii de la căile ferate, din doi să rămână unu. Și atunci nu e nicio problemă. Da? Și atunci ăia și-au crescut salariile pe baza propriilor lor colegi, care acum sunt șomeri. Da? Și asta e o posibilitate atunci când apare o creștere monetară. Acum. Adică ăștia săraci influențează pe aia bogații, așa e și la salariu minim, aia care, salariații seniori deja existenți, aia nu-i de afară. Sau oricum, dacă ai avea de făcut alegeri de-astea tragice, mai bine ții unul senior și doi puști. Pe care îl încarci ceva mai mult și da. În sensul ăsta, cred că zice Hezblit că ăia îi subvenționează pe... Uh-huh. Da, e practic o analiză doar economică. Mă gândeam acum că ai putea să faci analiza asta chiar și pentru negocierile individuale. Nu ai un om care zice eu vreau mai mulți bani. Patronul zice că ține la omul ăla și zice bine, îi dau mai mult ăstuia, dar îl dau pe cutare afară. Da. Asta e o observație economică. Nu poți să zici că i-a făcut un individ, i-a făcut rău altui individ, că a fost dat afară. E, nu e un rău, uite, nu aici, nu e în sensul aici, spune, exact. Aici spune Hezblit o chestie foarte interesantă, că spuneam că în Danemarca, de exemplu, sindicatele sunt destul de puternice, că făceam referire la faptul că nu există o lege a salariului minim în Danemarca. Păi nu există și lumea o să vină, da, nu-i nevoie. Nu-i nevoie că sindicatele e tari acolo. Sindicatele e tari și se ocupă ele de treabă și nu mai e nevoie de nicio lege. Da, așa e. Dar știi ce mai fac sindicatele acolo care nu o fac în alte țări unde nu vreți să vă uitați? Acolo sindicatele plătesc ajutorul de șomaj din fondurile sindicale. E adevărat, îi jupoaie pe angajați. Contribuția la sindicat e... Nu ne uităm, că de asta sunt și salariile mari în Danemarca, că o grămadă se duc la sindicat. Dar sindicatul plătește ajutorul de șomaj pentru o perioadă, așa cum e și în România, ajutorul de șomaj nu e la infinit, nu? E ceva de genul 15 luni sau... Și în România mai fac unele sindicate chestia asta, în care strâng o baltă de un pool. E, da? Și Hezblit exact la chestia asta spune că atunci când sindicatele în trecut... E prin contrast cu ce se întâmplă astăzi sau cu ce se întâmpla în vremea lui în America, da? Atunci când sindicatele în trecut plăteau ele acest ajutor de șomaj și nu era plătit de către stat, se aruncau mai puțin la creșteri salariale. Pentru că știau, erau conștienți că o parte a creșterilor salariale forțate rezultă în șomaj și ei trebuie să dea bani în casă ca să plătească șomerii. Și atunci... Uite o metodă prin care sindicatele în sine pot fi menținute
responsabile la situația respectivă. Dar dacă ai ajutorul de șomaj de stat, sindicatul nu mai e obligat să-l plătească, nu-l mai include în pachetul de servicii și atunci se aruncă înainte. L-a externalizat, da? Da, l-a externalizat către cine? Către restul societății. Către restul, către membrii de sindicat și non-membrii de sindicat. Pentru că ce înseamnă ajutorul de șomaj plătit de stat? Înseamnă că fură de la toată lumea. Da? L-a socializat. Când nu e externalizat, ci l-a socializat. Practic. Bun, și spune el aici că da, dacă cel mai nu e neapărat, nu rezultă neapărat că că ăia care le-a crescut salariul cel mai mult o să fie cei mai dați afară. E posibil să existe un mix din toate părțile, dar cert e că dacă nu se produce o creștere a productivității în cazul ăla pe care l-am descris mai devreme, de undeva trebuie să vină banii. Și teoretic nu poate să vină de nicăieri. Deci inflație. Adică presupunând că spațiul economic rămâne închis, presupunând că exemplul ăla rămâne închis, deci inflație. Deci statul va trebui să inflaționeze ca să plătească acele ajutoare de șomaj până când inclusiv creșterea celor care aveau o creștere economică, inclusiv pentru ăia, totul se va reduce la situația în termeni reali, ajustați inflaționar, se va reduce la situația de dinainte de creștere. Ăsta e de fapt răspunsul pentru care Hazlitt spune că sindicatele pe termen lung nu generează o creștere a salariilor. Pentru că într-un final, deci chiar dacă el pe termen scurt poate să-și genereze așa, pe termen lung, datorită presiunii și mișcărilor de resort din economie, nu. E una nominală. E doar nominală, da. Exact. Una reală, nu. Intenția contează. Nu. Pentru noi contează efectele. Și spune. Nu, zice el aici că una dintre că opinia conform căreia sindicatele pot face acest lucru, adică a realiza o creștere a salariului real pe termen lung pentru toți muncitorii, este o eroare de tip două lucruri s-au întâmplat în același timp. În tipul, domne, au fost mișcări sindicale în trecut, da, în anii 30-20. Corelații. Exact, o eroare de genul două lucruri se întâmplă în același timp, prin urmare trebuie să fie corelate. Nu, poate să nu fie. Adică creșterile din trecut au fost pe baza creșterii productivității muncii. Și că singurul fel în care poate să crească salariul în termeni reali și dacă vrei neapărat să introduci inflația, ok, el va crește și în termeni nominali. Poți să faci și cu deflație. Da. Puterea de cumpărare crește. Da. Deci singurul lucru în care crește puterea de cumpărare este prin creșterea productivității muncii. Scuze-ți. În secolul 20 pot spune, uite, a explodat tehnologia și nu știu ce. Și ce ai avut un... secolul 20, pe aia a avut comunism și nazism. Deci, dacă corelația e așa de șmecheră, na. Păi, nu știu dacă nu cumva ăștia care sunt anti-tehnologie, anti-progres tehnologic, astăzi nu fac argumentul ăsta. Na. Maybe. Hai să discutăm puțin și despre fantezia asta cu suficient pentru a răscumpăra producția. Nu mi se pare că sunt elemente noi. E tot chestia asta în care... crești artificial niște lefuri și efectele alea. Mi se pare că aici se bazează pe o... are o altă sursă, se bazează pe teoria valorii muncă. În sensul că ei vor să crească salariile suficient astfel încât să răscumpere producția, se bazează pe ideea, domne, să nu mai fure capitalistul netrebnic profitul. De? Adică ce rămâne între prețul de vânzare și așa, ăla ar trebui să fie de fapt tot al muncitorului. Asta e cum mascată ideea în spatele lozincii astea. Da, cu siguranță mă gândeam că are în vedere și chestia asta keynesistă, că-ți pică economia, că n-ai consum, știi?
Dacă ea sunt sărași lipiți și tu te duci să vinzi buton să nu știu ce, știi, ce să vinzi, că n-ai ce să... Îți pică tot... Adică ai depresie economică, ai... Da, de parcă îi produce numai produse de lux și nu mai... Oricare, am zis asta, dar putea fi orice, știi? Ideea e că ea fiind săraci, deci neavând putere de cumpărare, deci asta e situația, ai unii vai de mama lor fără putere de cumpărare, unii care produc în prostie, tot felul de chestii. Și criza e că nu se întâlnesc cele două, știi? Deci, să zicem, tu faci un milion de case, știi? Și tu faci cu ele, știi? Dacă am avea un exemplu ca China... care să ne ilustreze ce se întâmplă. Ea apare, nu? Apare. Păi de asta apare. Zice și Alex, exact. Orașele fantomă din China. Da, și nu, și oamenii care au produs tot felul de chestii care se vindeau numai afară. N-aveau, multă vreme au produs lucruri și nu le aveau în țară. Nu, produceau iPhone și mulți nu-și permiteau iPhone. A, și se leagă de că n-ai putere de cumpărare să cumperi... Nu, adică și n-aveau telefoane? Ba da, aveau telefoane, dar aveau niște telefoane mai ieftine, mai simple, mai... Adică poți foarte bine cred să... Cred că tu poți spune și so what. Exact. Și ce dacă? Că ăla cu în Switch Shop, ăla face iPhone și el n-are. Are leafa sub, da. Și ce dacă? Exact. Adică, e mulțumit că... Bă, poți să-ți imaginezi, noi producem o pâine foarte scumpă. Păi și noi ce mai mâncăm? Păi ne importăm o pâine mai ieftină. Cum, vai, suntem nebuni la cap? Nu. E o hotărâre legitimă, economic. La orice producem care ar fi, noi nu ne permitem chestia. Noi trei producem o barcă, să zicem, da. Un vapor, știi? Nu ne permitem așa ceva. Asta, da, și ceva. What's the point, știi? Da. Să ne dea aia salarii, știi, ca să avem cerere. Bine, ce vrea să demonteze, dar, cum ai zis și tu, o demontează exact cum a făcut în celelalte capitole. Este partea asta emoțională în care ai prețuri drepte. Just prices, fair prices. Și el zice, păi da, dar ce contează? Sunt prețuri funcționale care fac economia să meargă echilibrat. Păi și ce ar însemna că merge economia echilibrat? Păi productivitatea este cât poate ea să fie de mare și să întâlnesc cererea și oferta. Aia ar fi, nu? Echilibru. Adică nu e doar... Asta te ajută și să analizezi și la nivel macro, cum le place multora. La nivel macro, la nivel micro ai prețul între cererea și oferta și la nivel macro ce ai? Echilibru economiei. Da, și cum ai echilibru economiei? Prin prețuri, păi, funcționale. Nu, așa se face, da, și o schimbare de genul în care tu nu lași prețurile libere e că iei echilibru și zici, uite aici, îl iei de aici, îl pui aici. Zici, uite, ăsta este echilibru nou. Păi ce o să se întâmple? O să pe toate forțele care împing în echilibru ăsta astfel încât să se ajusteze în jurul echilibrului nou. De ce? Pentru că ăsta decide și alte lucruri. Nu? Exact ca la disonanța cognitivă. Deci scoși și în burtă la, dacă zici, hai să zicem ăla e output potențial. Cât are România PIB? Nu știu cât. Eu cred că output-ul ei potențial e de 10 ori mai mult. Ok. Deci îmi facem o planificare centralizată cu prostia asta și da, omor tot pe acolo, știi, deci... Asta e partea din legile economice de care vorbea Costel la început, pe care multă lume nu reușește să o înțeleagă. Dacă lași totul liber, punctul de echilibru se formează, dar el în sine interacționează și în jos, adică e un sistem în care forțele funcționează în ambele direcții și dacă tu iei punctul ăsta de echilibru și îl muți de aici cu mâna, îl pui aici, păi forțele care sunt în jos și îl ții fix, dacă asta e ideea, până lege îl ții fix, pui ăsta nu se mai mișcă, ăsta aici rămâne aici înțepenit. Păi ok, atunci forțele care ies din punctul ăsta urmează să acționeze asupra celorlalte forțe care îl constituiau inițial și o să se facă, o să se producă adaptarea în părțile alalte. O să crească prețurile, o să crească șomajul, se distribuie în direcțiile celelalte. Uite, un exemplu, salariu minim, știi că se mai aduce contra exemplul ăsta, domnule, de ce să fie câteva sute de euro? Pune 10.000 de euro, dă-l dracu, știi?
Da. Și apoi stăm să ne gândim, ce înseamnă dacă ar fi, câți oameni câștigă în România 10.000 de euro? Înseamnă că o să mai lucreze 1.000 de oameni sau câți ori fi, știi? Restul șomaj. Deci dacă chiar ai aplica ăștia ca dictatorial, ca bou, știi, să aplici... Restul șomaj. Restul șomaj și lucrul la negru, că lucrurile oricum o să trebuiască să se întâmple, știi? Restul jucăm exact cum a zis-o Costel. Deci ai, să zicem, rotunjim. Nu, dacă e dictatorial, nici n-a... Deci ai 10.000 de oameni. Păi nu, când 10.000 de oameni... În clipa în care securiștii mor de foame, dictatorul moare el. Op, clanț. Cam așa aia, funcționează dictatorial. Se împiedică. Bă, e doar unul. Gărzile alea pretoriene, deci... Nu, dar economic. Deci, tu ai 10.000 de oameni care câștigă 10.000 de euro. Ceilalți, sau, nu se agită pentru că ei cunosc economie și așteaptă să se vadă efectele. Ce se întâmplă? O să zică, păi ce scrie la legea statului român? Trebuie să vină, noi la șomeri, trebuie să ne vină ajutoare. De unde o să ia statul ajutoarele alea? Păi de la ăia, cred că sunt angajați încă 10.000 de oameni pe fiecare pe 10.000 de euro. Ce ajutoare poate să mai dea? Nu o să-i ajungă banii. Ce poate să facă? Poate să facă inflație? Poate să îndatoreze? Să dea din numeri. Ce să facă? Nu, adică reducerile astea la absurd tras în extreme. Ei, oricum muri. Asta zici că na, să mai întinde, mai trește 2 săptămâni, știi, da? Da. Da, adică în scurtă vreme nu poți să mai îndatorezi. Mor și de nervi, dar minte, nu mai zic. Hai să zicem că ar mai fi mâncare, mai o duci vreo 2 luni. Mai să faci zicem, o mămăligă? Da, da, o mai... Deci uite, zice așa că Hazlitt spune aici, între 29 și 43 veniturile salariale din Statele Unite reprezentau în medie 69% din venitul național. Ce înseamnă asta? Înseamnă că salariile efectiv erau 70% din toate costurile, din toți banii care se făceau în economie, din tot venitul național. Asta înseamnă că ai, nu mai știu care era procentul lui Friedman când compara, era cam jumate jumate, nu? Salariile cu profitul când compara. Nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Deci ideea e că ar fi bani, dacă vrei, comune anarho-comuniste, are balta pește. Deci sunt bani, știi, deci. Ideea e așa că dacă, crești, dacă în aceste condiții tu ai fi vrut o creștere cu 30% a salariilor, de exemplu, da? De ce spune el 30%? Pentru că unii de la care erau oricum mai bine plătiți decât restul cereau o creștere cu 30% ca să-și răscumpere producția, whatever, da? Mm-hmm. Deci ok, dacă în condițiile astea în care 69% din venitul național era pe salarii, tu crești salariile cu 30% across the board, ce înseamnă? Înseamnă că 20% o să zboare prețurile, o să zboare prețurile în sus cu 20%. De ce? Păi o să-ți crească alea și n-a de unde să le distribui înapoi. Deci pentru toată lumea ar fi crescut prețurile cu 20%. Mai spune el, scuze, zi. Aici, din cum se absorb banii în economie? Momentul în care cineva cere mai mulți bani pe acolo de cu gămălie, economia nu e doar o clasă de oameni la care ne uităm noi și pentru care se dă o reglementare. Economia e făcută din toți. Uh-huh. Și fiecare o să zică, păi îmi trebuie și mie un act de gămălie, îmi trebuie iar un act de gămălie. Nu găsesc substitut, nu știu ce. Mă rog, se duce și el la angajatorul lui. Zice, vreau și mai mulți bani. Angajatorul lui, ce o să zică? Păi eu vând pernuțe care să prind cu acele de gămălie. Cu cât le vând? Le vând mai scump. De ce? Ca să-i dau lui ăsta bani să aibă să-și bani. Cumpere deci așa de gămâne. Deci să zicem Costel toată acum dintr-o dată. Ne interesează și ce bani. Făcea Costel, da? Care urmează să plătească un leu în plus. Da, păi exact. Și leu ăla trebuie să vină de undeva, da? Dar Costel nu este un mare moștenitor de care își mănâncă capitalul de la părinții bogați. Și dacă îl mănâncă? Și nu el e muncitor, o să se ducă și el la patronul lui și o să-i spună, șeful, trebuie mai mulți bani, că au crescut aici prețurile la acele de gămălie. Și ăla o să zică, da, pentru că îți dau, uh-huh, că ești un muncitor prețuit și nu vreau să te pierd.
Că poate te duci să faci altceva. De unde, în loc de să faci pernuțe, te duci să faci, nu știu, stofe de mobilă în altă parte. Da, da? Deci au crescut tot așa via cerere. Că vrea Alex bani în plus la toată salariu, de asta au crescut prețurile la acele de gămălie. Duce, toată lumea pe lanțul economic cere mai mulți bani, că nu-i ajung pentru creștea aia. Păi de unde mai apar bani? De unde mai apar bani? Păi printează statul. Nu, ori printează statul, nu, dar poți să ai și... Poți să imaginezi și o creștere de cumpărare. Să zici că nu, toți banii sunt aceiași. Dar presiunea economică e aceeași. Puterea de cumpărare o să crească monetar tuturor, dar valoarea de putere e aceeași. Deci ideea este așa, că dacă ai zis o prostie, da. Deci hai să traduc ce ai vrut să spun, Alexandru. Dacă nu crește, dacă nu crește cantitatea de bani aflată în economie, atunci banii ăștia trebuie să vină de undeva. Ne întoarcem la cazul 1, în care vin în buzunarul Costel. O să existe cineva în economie care urmează să plătească toate diferențele astea din buzunarul lui. Atunci când Costel nu cerea bani în plus, plătea el diferența de salariu al lui Alex. Dacă toată lumea se apucă să ceară bani și nu crește productivitatea în niciun fel, o să crească numărul de bani aflați în economie, o să se facă inflație și atunci Alex o să ia 14 lei, nu știu ce, toată lumea o să ia aceiași bani ca înainte, dar o să valoreze mai puțin. Păi dacă ai printat, dacă n-ai printat, nu. Dacă n-ai printa, cineva trebuie să plătească banii care rămân. Nu poți să-i dea afară, nu poți să reduci. Păi dacă îi dau... și asta e un mod în care cineva o să plătească creșterea de salariu al lui Alex, o să plătească cu jobul lui. Uite, asta e punctual pe creștere nominală. Deci eu am zis o prostie înainte, dar încerc să o dreg acum. Deci poți să... presiunile economice rămân aceleași. Tu poți să zici, nu vreau mai mulți bani. Acum nu te mai ceri cu angajatorul să-i ceri mai mulți bani. Deci nominal nu mai cresc cifrele. Așa. Dar te duci în piață și zici vreau să coste mai puțin. Ai o forță, să zicem că nu se printează bani, ai o forță în economie deflaționară. Dar și asta se distribuie, la fel ca inflația, poți să ai și o deflație în deci tu vrei ca banii tăi să cumpere mai mult. Și toată lumea o să fie afectată de chestia aia la fel, distribuindu-se economic. Și invers, dacă nu există o schimbare a productivității. Da. Yes. Da, da. Sper că Andresu. Numai chestia asta nu se întâmplă. Adică da, se întâmplă din cauza că trăim în mediul ăsta în care... Inflaționist. Ar trebui un sindicat al cumpărătorilor ca să se întâmple așa ceva. Da, să ai o presiune. Să dizolve milei. Banca centrală. Și unul dintre lucrurile pe care le mai spune Hazlitt aici și aș vrea să le amintim este că ca să răspundă la problema asta, pentru că de fapt până la urmă cine plătește? Cine plătește creșterile salariale ale oamenilor băgați în sindicate? Păi le plătesc, ajung să le plătească aia care nu sunt în sindicate. Și atunci socialiștii cu inimă pură zic, păi să fie sindicate pentru toată lumea, frate, să fie sindicate. Toată lumea la sindicat. Toată lumea la sindicat? Pe bune? Toată lumea la sindicat? Știți când s-a mai întâmplat asta? La comuniști. Nu, la comuniști nu erau sindicate, era toată lumea la partid. S-a întâmplat același asta? Lucru. Da, era același lucru. Partid, dacă n-aveai carnet, nu te puteai angaja. Funcționa cam la fel din punctul ăsta de vedere, mai puțin serviciile sindicale. Yeah. Lăsăm asta la o parte, da? Asta apropo de caricatura pe care a adus-o marxist-leninismul ideii de sindicalism. Ok, dar unde s-a întâmplat? Că s-a întâmplat undeva, toată lumea la sindicat. Era un nene cu o mustață tunsă scurt de la în Germania în anii 30, care așa a făcut un sindicat de stat în care a băgat toate sindicatele private, i-a forțat practic toți muncitorii să fie membri nu numai într-un sindicat, ci în același sindicat. Când ein sindicat. Die Einzel.
Chiar cum era, cum e în germană, e cu werk, gewerk. Habar n-am. Prea mult. Am uitat ce vreau să zic. Trecem peste. Germană. Nu, care era răspunsul la asta cu unionizare? În masă? Da. Da. Păi, ok, bun, și o să crească prețul, o să crească la toată lumea, atunci o să avem inflație. Răspunsul l-am... Pe lângă faptul că e o idee proastă pe care n-au încercat decât naziștii ca să controleze forța de muncă, practic, deci pe lângă acest fapt, răspunsul e că oricum nu o să genereze creștere reală a salariilor, pentru că dacă crești salariile în masă, trebuie să o acoperi din inflație, n-ai de unde. Că se presupune că acum toți sunt la sindicat și nu-i dai afară. Mm. Ok, deci tot o să plătească tot ei, își fură cu stânga ca să-și dea cu dreapta. Auzi, deci ideea era, ai atâtea exemple în istorie de lucruri încercate și la nivel mic și la niveluri mari. Și totuși, dacă oamenii nu se chinuie să extragă niște principii din ce s-a întâmplat, să vadă, mă, da, de ce s-a întâmplat chestia asta? Care sunt dinamicile? Care e logica din spatele mișcărilor economice, din diverse situații, perioade, etc.? O să zic că, păi ăla n-a fost nazism adevărat. Ăla n-a fost comunism adevărat. Asta am zis eu la mișto. Știu, nu. Fost... Da, exact. Nu, dar vreau să zic că dacă ar înțelege un principiu, ar putea să analizeze în cap, nu, să omoare ideile din cap. Se repete lucrurile, că nu știu... Lucrurile se repetă. Uite, dacă e postmodernismul, care e chestia așa sofisticată, hipersofisticată, dacă e autor mai, nu știu, istoricici de secol 19, nu știu, poți să te duci mai jos. Lucrurile se repetă, știi? Deci nu e chestia care o zice Rortul, ce anul, ce nemțălău, știi? Deci nu e că nu există adevăr și că legile istorice sunt... Da, că nu există adevăr, că nu există legi, știi? Deci se repetă lucrurile. Așa și aici, uite, vorbim, avem socialism, capitalism. Sunt 3-4 variabile, deci nu e... Și asta se tot repetă, știi? Intrigile, deci nu e. Salariul minim e bun, salariul minim e rău, deci nu e. Ori, nu ori. Sunt mari chestii, da, să zici, nu, stai că e cum. Nu, nu, nu. Ori e bun, ori e rău, știi? Deci, de ce e bun? Păi uite, îi crește alea. Păi da, dar și pierde ciopul dacă... Bine, teoretic mai există și o a treia variantă în care ar fi neutru. Dar pe asta o eliminăm pentru că nu e neutru, că are un impact. Uh-huh. Deci, din punctul ăsta de vedere, el are un impact. Că dacă ar fi neutru, în primul rând, dacă ar fi neutru, nu l-ar mai cere unii. Exact. Da? Dacă ar fi neutru. Și asta e. Deci el are un impact. Deci revenim la poziția exprimată de Costel. Ori e bun, ori e rău. Una din două. Auzi, un lucru neutru e ca o pârloagă. N-ai cerere, n-ai ofertă, nu contează. Ceva se întâmplă, we don't care, e neutru. Hai să vorbim despre funcția profiturilor. Acest. Da, aici nu sunt mari intrigi. Nu sunt, uite, a zis deja Alexandru că a luat apărarea patronilor pe ideea că acei bani 5% sau când. Da, 5%. Nu erau prea mulți. 5%. Spune dar exact trebuie, aici că trebuie amintit că pe aceeași, pe aceeași perioadă pe care o amintea el înainte, în care veniturile salariale au fost 69% din venitul total al țării, păi profiturile, veniturile nete ale firmelor, au fost 5%. Deci, 69% la muncitori, 5% la patroni. Agregat pe întreaga țară, pe întreaga America, că vorbim de America, patria capitalismului, mama capitaliștilor opresori, da? Da, deci creșterea aia, apropo și de inflație, cu cât să creștem, creșterea aia economică, 5% în agregat. A, înseamnă că n-a crescut deloc dacă inflația a fost. Yes, exactly. S-a explicat mai devreme. Ce mi se pare mie haios e că și Hazlitt începe cu ideea asta că profitul tot timpul a fost privit prost. Lumea se uită urât la profit și avem și tot felul de formulări. Ei în engleză au profiteer, unul care
Își trage... Pervers aici, Hezlit, știi? Da, da, da. De ce la salarii n-avem wager sau... Da, da, da. Salariu log sau cum să zice românește? Noi ce avem? Salaritor. Românește. Ar fi, nu? Profitor. Salaritor. Da. Da. Și deci noi avem în ce mai România, era avem unu? Când profiți de... Păi când vă engleză e to take advantage of. Nu, asta e imaginea, deci uite, trebuie să fac un sondaj mine cu asta. Doamne, profit e un lucru bun. Perdantor mai era. E un lucru perdantor. Bun și pe percepție e că nu, că e un lucru rău, că profiți de cineva. Ce a încercat, uite, o importanța lui Mises, a lui Hezlit, e să arăte că nu, e un lucru bun profitul. Dacă tu ai o fabrică de ciorapi și are profit, înseamnă că faci bine ceea ce faci. Altfel avea pierderi și asta înseamnă că nu faci bine ceea ce faci. Trebuie să realuci altfel factorii de producție. Profit e un lucru bun. Nu, și de ce faci bine ceea ce faci? Pentru că tu iei resurse, da? Tu pui bani la dispoziție, în primul rând, asta e lucru care se uită de la început, da? Pui capital, pui bani, bani peșin, banul gros pe care nu-l ai tu. Înțelegi? Pe ăla îl pune altul să facă fabrica de făcut ciorapi, da? În fabrica aia, odată ce există fabrica, da, a plătit bani la constructor, la nu știu ce, da? Odată ce există fabrica, se duce și ea sărmand în piață și îi angajează, le dă de lucru. Le pune la final de săptămână banul în portofel, alți bani, da? Le pune banul în portofel săptămână de săptămână și le zice, bine, la noi în România se plătește la lună, da? Lună de lună le pune banul în portofel. Dacă ai zilieri, ăștia ar fi săptămânieri. Da. Lună de lună le pune bani în portofel și le zice, ia de aici și fă-mi ciorapi. Ăia fac ciorapi, da? Bun. Și acum ăsta care a pus bani de fabrică, a plătit muncitorii, s-a trezit cu o grămadă de ciorapi, da? Ce face cu ciorapii ăștia? Se duce și îi dă la lume care vrea ciorapii ăștia atât de mult, încât îi dau ăstuia mai mult decât l-au costat să-i producă. Da? Asta e profitul, e diferența între beneficii și costuri, știi? Asta e o chestie simplă. Dar e greu să urnești chestia asta. Deci pentru toată lumea, dacă ai profit, ești ultimul nenorocit, ești ultimul... Da. Deci tu ce ai făcut? Ce ai făcut? Dacă ai profit, ce ai făcut? Ai dat bani unora să-ți construiască fabrica. Dai de lucru la atâția oameni, da? Dai de lucru la atâția oameni și satisfaci nevoile în piață ale atâtor oameni. Ăia din piață vor ciorapi, da? Dacă n-ar vrea, nu ți-ar cumpăra ciorapi, da? Dacă tu nu făceai fabrica, nu plăteai muncitorii ăia, da? Ăia rămâneau și ei fără ciorapi. Auzi, apropo de... Deci să zicem că faci o limitare din asta. Deci, domne, noi înțelegem că sunt lucruri cruciale care trebuie produse. Uite cum ar fi niște ciorapi. Și eu înțeleg că trebuie să înceri un cost corect. Exact. Corect pentru ăla. Ce înseamnă corect? Păi toate costurile tale. Deci tu te plătești și pe tine ca patron. Te plătești că ești manager acolo. Ce faci? Că faci ceva, dacă nu, mai vorbim. Deci, plătești toate costurile, costurile fabricii, costurile... Deci, până să face produsul, lumea înțelege. Ia, să zicem că înțelege. Deci, ai o chestie stufoasă, așa, rădăcinile, și faci produsul, și cât te-au costat toate chestiile astea? Inclusiv o rată de reinvestit ca să fie tehnologia mai bună și să devină ciorapii mai ieftin. Tra-la-la. Și... După aia să nu-ți mai rămână ție profit, ce-s dividendele astea, ce-s măgăriile astea. Și după aia ce am învățat noi de la Hezlit până acum? Păi ce face el cu banii aia, că nu mănâncă bani? Își cumpără ceva, ce face, vrea el niște șosete mai, pe care el nu le face. Cu fir de aur, ceva își cumpără niște. Cine le produce pe alea? Păi niște alți lucrători care au de muncă, care lucrează într-o fabrică, care a fost făcută de alți muncitori care fac fabrici, etc. Ok. Două lucruri am de spus. Unul la mână. Dacă le știi tu pe toate atât de bine, da. Ia fă tu fabrica aia de ciorap pe care am făcut-o eu. Că eu am făcut-o că nu era alta acolo. Pricep să fac. Păi atunci care poate nu te pricep să spui nici cât valorează munca mea.
că eu mi-am luat un risc să fac, că am făcut întâi fabrica, am angajat muncitorii, am făcut o linie întreagă de producție până am venit în piață. Am cheltuit un kilometru de bani. Ma, porc, da? Talk is cheap, știi? Da? Asta o dată. Da. Asta face parte din presiunea deflaționistă. Domnule, să coste mai puțin. Nu, obiecție... de fapt, da, zis, nu, Alexandru, de ce nu plătești mai mult? De ce nu dai salarii decente? Uite, asta poate fi obiecție. Ei, nu te mai saturi, știi? Ei, frate, cât îți plătești? Păi, nu știu, îi dă-o. Ce mai dai mai mult? Pentru că, repet, lăcomia. Felul în care pui tu... Nu-l mai satură. Pentru că... În clipa aia tu îți dai cu părerea despre cât a valorat riscul pe care mi l-a asumat inițial. Da, îmi dau părerea și nu pot să-mi dau cu părerea. Poți foarte bine să-ți dai cu părerea despre cât a valorat riscul pe care mi l-am luat eu inițial, dar părerea ta nu are nicio valoare. Pentru că eu mi-am asumat riscul pe banii mei, nu pe banii tăi. Da, dacă sunt fonduri europene. Dacă sunt fonduri europene, atunci să-i cadă mâna ălea care a semnat documentul. Nu, un argument aici poate fi că nu se bagă omul, știi? Libertarianismul, capitalismul ține cont de preferințele lui, știi? Ăla nu s-ar băga dacă nu câștigă, n-are profiturile nesimțite, nu se bagă. Nu se riscă. Nu se bagă. Ești mulțumit de produs, de produsul final, de ciorapii sunt. Păi uite, asta e, asta vrea ăla, nu se bagă altfel. Deci dacă... Da, uite, ia și fă tu experiment. Dă-le lefuri duble. Păi... O să vezi răspunsul. Păi nu, dar să vezi. Deci de unde să le dea lefuri duble? Că după aia nu-i mai rămâne aia 5%. Nu, poți să-i zici că... Hai să zicem că îi rămâne din profil și e suficient de mare încât să... A, păi atunci să dea. Da, poate fi. Fă tu asta, știi? Da, exact. Fă tu asta. Uite, eu nu sunt... Un om atât de bun, să zicem, știi, încât să șeruiesc. Arată-mi tu, învață-ne. Fă tu, exact, și fă, uite, fă și reclamă. Eu nu-ți dau că nu există legi de calomnie. Îmi furi toți angajații. De exemplu, un libertarianist, da? Îmi fur unul la mână că reușesc să-mi fur toți angajații că îl plătești de două ori mai mult, da? Și spui, domne, aceste șosete costă la fel, numai că angajații îți plătiți cu 20%, de două ori mai mult decât erau plătiți la hapsânul ăla. Da? Hai să vedem. Cumpără lumea de la tine sau o cumpără de la mine? Nu, ar cumpăra de la ăla, dar problema e că nu o face, știi? Nu o face. Știi ce se întâmplă? A, zici că dacă nu prețul pieței și se alege... Se întâmplă următorul lucru. Mă, că își permite din profit. Se întâmplă următorul lucru. Mă motivează pe mine să îmi cresc productivitatea pe angajat astfel încât să vând șosetele mai ieftin decât tine. Și hai să vedem poate ce vrea poți, lumea. Poate nu poți. Ce vrea lumea. Tehnologic, asta nu poți. Încă, da, uneori, da. Nu, am spus, digel de cartează. Am spus că mă motivează. Da? Da, mă dacă, motivează da, din da, punctul ăsta de vedere. Tu cheltui resurse într-un fel, să zicem, huzuresc, da? Nu ai nicio limită, da? Pe când eu stau, mă gândesc cum facem pe termen lung să îmi recâștig clienții. Și o să fac astfel încât să scad costurile de producție, ca să pot să scad costurile de vânzare, ca să-mi iau înapoi banii pe care mi-l am și înainte și să vedem ce preferă lumea. Șosete mai ieftine. Apropo de chestia asta, că tot ne uităm, da? Ce preferă lumea? Chestii mai ieftine, dar poate de mai puțină calitate? Așa, în general, masele vorbesc, da? Muncitorii ăia de la ăia care lucrează la tine, da? Ce o să fac? O să cumpere șosetele tale care sunt mai scumpe sau șosetele mele care sunt mai ieftine? Da, dar tu vii în timp cu asta. Treaba dar lor? Cred că poți face argumentul ăsta în sensul că păi ăla, eu vorbesc ăla care vorbesc sparge pe termen banii, lung. Ăla care sparge banii nici nu, da. Nici cam lepră, nu prea... Că... Sau mă rog, chiar dacă nu e, dar nu asta, e presat. Asta apropo de chestia asta, că tu acum practic evidențiezi prin exemplu tău ceva ce zice Hazlitt aici, că puțină lume cunoaște rata mortalităților companiilor. Asta vreau să zic. Deci, dacă s-ar menține condițiile existente în conjunctura economică a ultimilor 50 de ani, aproximativ 7 băcănii din 10 care se deschidă azi vor supraviețui 2 ani și doar 4 din 10 pot spera să supraviețuiască 4 ani. Da?
Dacă dai de o afacere care supraviețuiește pe termen lung, aia are ceva, știe ce al ei e pus deoparte. Da? Tu te-a pus să faci o fabrică de ciorapi unde nu și are locul să plătești bani așa cu nemiluita, eu cred că în 2 ani te cureți. Observația... De ce? Pentru că, că asta poate fi funcțională. Pentru că eu mă duc să-i angajez pe alții care, pe care plătesc mai puțin. Dar problema e că nu e funcțională în sens de natură umană. Puțin oameni sunt așa. Poți avea unul atât de al dracu încât dă toți banii la muncitori și el abia mănâncă, știi, abia... Dar nu e asta, e unul la... Și, acei muncitori se vor bucura de salariile pe care le au pe seama confortului acestui om. Da. Adică e același lucru, e tot zero sum din punctul ăsta de vedere. Ideea că nu poate fi generalizată, știi? Bine, zici că astea sunt preferințele lui, știi? Dar ideea e că nu stă așa oamenii, omul e preponderent egoist, știi? Adică se uită, știi, la... Nu se bagă, nu face ciorap, știi? Dacă n-are profitul ăla, nu mă bag, știi? Ori tu vrei să bagi. Asta e ideea. Oamenii văd, de obicei, vârful unei clase, să uită, uite ce firma aia, nu-i văd pe aia care se închid, uite ce bine o duc cu tărești, și mai văd excese. Se întâmplă câte o chestie și ai cazuri grele care fac reglementări proaste. Nu se întâmplă câte un dezechilibru, să zicem că s-ar întâmpla natural și atunci unii au oportunitatea să facă profituri excesive, nesimțite. Și lumea asta vede. Dar ăla când se închide sau alții când se închid sau toți care o duc rău și toate durerile de cap pe care le au, le au cu piața însăși, dar aminte ce dureri de cap au cu statul. Dar lumea zice, vai, ia uite ce bine o duc ăștia. E patron să plătească. Și asta a rămas? Nu sunt anecdotice vechi. A, ostilitatea și... Da. E și vina lor că nu fac... Uite, Hezlit face aici un PR-inz de ăsta, știi? Dar nu știu cât fac ei, uite, asociațiile astea ale oamenilor de afaceri. Să spună chestii de genul ăsta. Uite, o firmă rezistă? Mai spune, să nu spună că trebuie îmbunătățită colectarea. Să spună, nu, o firmă rezistă... Ca să nu mai spunem de faptul pe care l-a amintit Costel aici, da? Și l-am amintit și noi atunci când vorbeam de prețuri în episodul trecut, profiturile reprezintă motivația ca să intre pe piață, să intre cineva pe piață. Teoretic, exemplu pe care l-a dat el cu altruismul care intră ca să plătească muncitorii mai mult și să facă mai puțin profit, aia e, omul ăla nu e sănătos la cap dacă face chestia asta. Poate fi de admirat, dar nu e poate fi nu de relevant. Dar nu e sănătos din punct de vedere economic. Și, dacă ar avea rezultate, poate să le aibă, dar ideea e că nu poți... Și ideea e că... E preferința lui. Ce zici? Generalizat, de un optimism lefuri, excesiv. Știi? Dacă tu pui același lefuri, apare efectele care am tot vorbit până acum. Știi? Adică ăia închid producția. Știi? Dacă tu zici, ăia sunt ca ălalt, ia să creștem noi... dat salariu. Ok, creștere. Și ce s-a întâmplat? Păi, s-au închis, s-au plecat. Ah. Păi da, că asta și spun, că muncitorii tăi o să cumpere șosete de la mine, că eu mă apuc și le fac în Malezia, la sweatshop-uri de acolo și o să le aduc și o să fie ieftine. O să-mi permit să mențin aceeași cot de profit plătind pe alții mai puțin, pentru că ei au o situație mai tragică. Ei au un cost de viață mai mic și oportunitățile, prețul în Malezia e mai mic de plată. Și vin înapoi și le dau muncitorilor tăi șosete cu 3 lei în loc să le ia cu 10 lei. Da? De la tine. De unde o să cumpere aia? Nu, o să cumpere de la firmă, că... Doar el e altruist. Muncitorii de guși. Uite, apropo de răscumpărarea profitului, un pic e o chestie pe care am uitat-o să spun la capitolul precedent. Rușii, sovieticii și românii la un moment dat, dar mai degrabă rușii, sovieticii la un moment dat, au rezolvat-o pe asta cu răscumpărarea profitului, în sensul că, neavând bani și nevrând să facă presiune inflaționară, nevrând să-și inflaționeze moneda, au dat un decret că muncitorii poate fi plătiți în produsele
pe care le făceau. Și erau plătiți băieții în cutii de chibrituri și caschete și tot. Și se duceau la piață și le schimbau în troc ca fraierii ca să poată să trăiască. Deci se poate și așa, dar nu e o soluție. Atunci ei răscumpărau tot profitul, că deci nu mai era niciun profit. Aplicau literal. Da, aplicau literal chestia cu răscumpărarea profitului. Da. Vezi, dacă te uiți în urmă, ai exemple, o să nu încerci din nou aceleași greșeli. Nu, eu cred că lumea fiind mai bogată azi îți permiți, dar nici acum nu poți te întinzi la infinit. Știi că, uite, dai greve, ai nu știu ce, ai, deci nu e chiar așa, nu ești în Venus Project, știi, să... Nu, mai ai de trață. Dar și Venus Project era în proiectul cum e limitat. Deci e frumos așa, dar nu are planuri de creștere, de libertate, de... Îți oferim multe lucruri. Luăm asumția asta că face tehnologia, inclusiv corpuri. Costel are încă vreo 20 de corpuri acasă, deci nu e... Wow. Chiar dacă mă omori, mi-aduc alt corp. Deci mă transfer, nu mă interesează. Da. Da, dar ideea e că nu prea suntem acolo, știi? Nu suntem acolo și suntem în lumea asta care este, știi? Realitatea. Da. Nu e chiar așa, adică economiile sunt robuste, dar nu atât de robuste, știi? Să zici că, uite, americanii poate să... Nu. Ce îi suferă de la inflație, de la diverse chestii? Deci... Una dintre lucrurile, atunci când vorbești de limitarea profitului, pe care trebuie să o înțelegem, este că, domne, ăla, antreprenorul, care se apucă să-și facă profit, domne, el riscă tot. Deci toți banii pe care îi pune în... Sunt, am spus, un kilometru de bani, da? Am zis mai devreme, da? Păi tot kilometrul ăla, el riscă să-l piardă. Dacă nu merge, s-a dus. Și el trebuie să-și ia din profitul ăsta nenorocit pe care îl visezi tu, la care visezi tu, socialistule, da? El trebuie să-și ia în kilometrul ăsta, să-și ia toți banii înapoi, pe care și ia în timp, în 50 de... Mă rog, hai să zicem, nu 50 de ani, exagerăm, dar în două, poate să fie și 20 de ani. Uite, nu mai țin minte cine a zis, poate Mises cita pe altcineva, el zicea că să vezi cine e antreprenorul într-un context, nu trebuie să te uiți la profit, trebuie să te uiți la cine pierde. Înțelegi? Așa știi. Deci dacă știi că ăla pierde, ăla e antreprenorul, nu? Da. Da, deci în primii 20 de ani, el încă s-ar putea să-și recupereze investiția inițială. Ca să nu mai vorbim că în ăștia 20 de ani trebuie să și mănânce, da? Că vorba aia, nu s-a băgat el sclav pe plantația muncitorilor care muncesc la el în fabrică. Da? Și asta în fapt fi... este, că trebuie să-i gestioneze, dar mă rog. Asta ar fi una dintre chestii, da? Și ok, după 20 de ani, păi am vorbit, majoritatea mor în 4 ani de zile. Da, afacerile. Deci dacă ia 20 de ani și după 20 de ani mai trebuie să mai recupereze și diferența pe care ar fi avut-o dacă doar stătea. Înțelegi? Eu în loc să investesc banii în chestia asta, sau îi iau, îi pun la bancă frumos, trăiesc din dobândă. Sau îi pun într-un fond de investiții, trăiesc din dividendele fondului ăluia de investiții. Deci trebuie ca afacerea pe care o facem noi să fie mai bănoasă de la 20 de ani încolo, deci mai am de recuperat și diferența pe care o am de cost de oportunitate cu investiția respectivă, da? Ăla, de-abia discutăm, este un profit decent. Apropo de ce ziceai și tu, Alex, mai devreme. De-abia ăla. Da, exact. Uite, mă gândeam acum când angajatul cere singur sau prin sindicate, cere salarii mai mari. Păi, la ce trebuie? Ce cheltuieli ai? La ce trebuie mai mulți bani? Ce lăcomie asta? Nu e ca la patron. Deci, cum ai zis tu, Vali, la început, da, fiecare, da, om e, e, na, e mai puțin. Fiecare om este propriul patron care vinde servicii. Da? Da. De ce zici vrea mai mulți bani? Uite, muncitorul ăla stă cu chirie, de-aia prinde mesajul emoțional, în timp ce ăla zici, na, o duce mai bine, știi, chiar dacă e un mic... Bun, dar tot muncitorul ce visează? Să ajungă șef. Când e șef, e plătit mai bine, are mai mulți bani. Mai mulți decât avea înainte. Ce face cu banii aia? Păi are un trai mai bun. Ce înseamnă un trai mai bun? De la caz la caz.
poate își cumpără șosete mai bune. O donează. Tu ca muncitor, de ce nu donezi? Cât ai donat? Da. Cât? Cât ai donat? Uite, în păi Africa. Nu, că dau la sănătate, dau la... Păi lasă, nu, dau la pensii, dau la șomaj. Nu, a fost luat. Nu dai, ți-a fost luat, exact. Exact. În plus, mai dai? Greu. E greu argumentul ăsta emoțional și ura asta față de... Cine zicea, parcă Saul, că libertatea înseamnă să tolerezi lucrurile care nu ești de acord, știi? E ura asta față de patronii? Da. Ce să-i faci? Da. Ba, ai ce să-i faci, uite, să promovezi ideile, chiar... uite, să arăți că profit e un lucru bun, știi, deci omul are un merit că a făcut chestia aia, încearcă și tu să faci chestia chiar aia. L-am văzut pe... Uite, ți apare o carte proastă asta de Hesley? Da, mi se pare o carte proastă. Ok, scrie și tu ceva similar, știi, dacă ți se pare. Da. Explică-ne tu mai bine. Chiar l-am văzut pe Saul de curând, dintr-un clip evident mai vechi, în care zicea că a existat niște atacuri într-un... Era o etnie care ataca altă etnie, nu contează, undeva în Europa. Și s-a dovedit de ce ataca. Aveau haine frumoase și mașini scumpe. Deci era doar... Miorița. Deci era doar invidie. Care e mobilul crimei în... Ui mai multe? Mai bălane sau ceva. Dar... Cornute, nu. Mai mândre. Ei, mai zice Hazlitt, apropo de un alt argument, este argumentul ecologismului. Profitul înseamnă că resursele au fost folosite în mod eficient. Și de ce zici? Nu ești ecologist? Păi tu vrei să irosești resursele sau să le folosești în modul cel mai eficient cu putință? A, așa asta. Cred că n-am insistat, n-am zis asta, că profitul te ajută și să... Ce să faci? Spune ce să faci. Acolo unde ai profit mai mare, acolo te duci. Și cum să faci mai eficient? Tu fiind obsedat de profit? Da. Dom'le, cum fac eu podul ăsta cel mai eficient? Păi uite, varianta A e cea mai eficientă. Mai da. 10 variante, dar alea nu sunt așa de eficiente. Deci ce să faci? Fac un pod. De ce fac un pod? Păi uite, lumea s-a întors din Spania și vrea să circule pe aici. Da, dacă le-au biletul, le-au un bilet, nu știu ce, îți faci tu un calcul, știi? Deci, profitul spune ce să faci, știi? Ce să faci și cum să faci, știi? Cum să faci. Da, ca să noi spunem că, uite, s-ar putea să fie mai eficient, apropo de eficiență, da? Cum e mai eficient? Ăla să facă podul și lumea să vină să circule așa? Sau să facem un bac, de exemplu, care să trage pe un cablu, da? Cu o manivelă, de exemplu. Da? Și... care e mai eficient? E, ăla care e mai eficient, ăla a folosit mai puține resurse, acolo e profitul. Poate fi și un avion, nu știu. Da, inventează sau o catapultă. Da. Nu uităm de catapultă, exact. Da. Pot fi tot felul de chestii, deci nu... Și faptul că, apropo de asta, ca până dus până la extrem, faptul că profitul se poate transforma în pierdere, că practic antreprenorul în primii jdani e pe pierdere, da? El net e pe pierdere, asta te asigură că ăla, dacă vrea să supraviețuiască, o să caute cea mai eficientă metodă de a le rezolva. Adică, de ce? Că faci foamea după aia, adică s-au dus banii, s-au pierdut, s-au terminat. Ești investit în ceva. Apropo de povestea în care că, uite, și asta și în felul ăsta funcționează, cel mai bun program de slăbit, da? E în felul următor. Tu vii la mine și eu zic, sunt antrenorul tău pentru un program de slăbit. Te costă $2000, îmi dai $2000 și dacă nu slăbești, cât vrei tu? 10 kg? Bine. Dacă nu slăbești 10 kg în 2 ani de zile, banii rămân la mine. Dacă îi slăbești, ți dau înapoi. Plus dobânda. Eu îi bag la bancă, da, și ți dau înapoi cu dobândă cu tot. Care e? Ești investit în clipa aia să slăbești alea 10 kg sau nu?
Bine, uite, apropo de o chestie... Mă rog, mai mult decât... Da. Mai mult decât invers, da, știi? Da. Asta zic, asta e o investiție, adică ești motivat. În clipa de față ești motivat. De ce? Ai un câștig la coadă. Care câștig? Mai ai și un profit. Practic, ai băgat banii în ceva, da? După care muncești, tragi de tine ca un nebun ca să slăbești alea 10 kg și iei banii înapoi, plus dobânda de la bancă pe care i-am ai ținut simulente, așa. Ai două simulente, nu? Ai două simulente. Da, ai două simulente. Unul că nu pierzi, doi că mai și câștigi ceva peste. Poți să mai ai și stimulentul că o să te simți mai bine cu tine. Păi nu, eu la asta mă gândeam, și că slăbești. Ăsta ar fi al treilea. Bine, uite, deci apropo care de... care erau primele două? Că unu, nu pierzi banii, dar iei 2000 înapoi. Al doilea e că faci și profit de ei, că eu aș putea să fiu nașpa să țin dobânda pentru mine. Că... A, da. E? De ce am vrut să zic de cum te simți cu tine? Mi se pare că foarte mulți oameni în jurul nostru, în zilele noastre, se numesc antreprenori, dar de fapt sunt oameni de afaceri. Dar de fapt sunt foarte oportuniști. Deci, hai să profităm de unii, apropo de... De critica că există. Se referă la ea cu pe termen scurt, când vorbea de sindicate, îi exploatau pe muncitori, îți dai seama, muncitorul praf nu mai era la fel de eficient și aici putea fi o funcție pozitivă a sindicatelor și ei, boi, ca oameni de afaceri, știi că nu... Voiam să... Gândeau pe termen scurt. Apropo de asta, și tu aici, sindicatul ar fi valid să grăbească, pentru că teoretic piața în sine s-ar echilibra și în locul ăla, dacă tu practic ce faci? Consumi o resursă, forța de muncă, o consumi, dacă tu exploatezi în cât ea se termină, adică nu mai sunt capabili să muncească după 10 ani, tu practic consumi forța de muncă, da? Asta e ceea ce se întâmplă în China. Apropo, și în China la un moment dat se va ajunge la un echilibru, dar fiind 1, câte miliarde sunt ei acolo, o să dureze mai mult, că forța de muncă e mai multă. Da? Dar teoretic, pe termen lung, tendințele sunt acolo. Auzi, ce vreau să mai zic, Adina, legat de viață decentă, cum te simți cu tine. Deci, mulți care profită de, uite, fonduri de la Parlamentul cutare. Da, mi se pare că, sau pe de altă parte, ajutoarele astea de la stat. Mie mi se pare că e mult mai decent pentru un om să fie respectat și liber, să poată să-și facă alegerile lui în cunoștință de cauză pe cât posibil. Și mi se pare că doar că atragi niște bani, nu, păi eu sunt plătit 18 să stau acasă. Sau, păi eu am făcut cu tare afacere care nu știu cât ține, dar mi-am luat mașină, mi-am luat nu știu ce chestii, ce să mai fac nasoale pe fonduri atrase. Mi se pare că foarte mulți oameni sunt așa, sunt mulți, se respectă între ei, domne, ăsta e jocul acum, atragem niște bani, vedeți că banii ăia sunt pur taxați de la cetățenii din... Sunt două tipuri de stimulante. Unul e stimulantul de bani, dacă tu ca administrator de scrii proiecte și 2000 de euro pe lună, ei cât, nu știu, nu, cât un CEO, ca și România deja. Și stimulantele etice, că faci planeta mai locuibilă, diversitatea mai diversă. Reacționează asta două, știi, nu te gândești. Că dacă tu ești libertarian și asta ești mai reticent, știi, cu... Poți și aici, știi, să zici, de ei, mă, să spun. Bani aruncați, să ia niște cretini, mai bine îi luăm noi, știi. Da, dar înțelegi, voiam să fac distinția asta între omul de afaceri care chiar... E antreprenorul politic. Care chiar... Ăla zice că e antreprenorul politic. Produce valoare și ține riscul în spate, de care ai tot zis, și... E antreprenorul politic. Care... N-ai cerere, da, în piață de... Da. Ai putea spune, uite, dacă Soros dă pentru salvarea planetei, știi, să scrii la poartă și asta, ai putea spune că e cerere de piață, știi. Înțelegi? Dar aici piața e... Soros nu dă așa de mulți bani, mai ales că acum vrea să te tragă, știi, deci nu...
UE dă. UE dă, pompează. UE care n-are bani, fură de la proprii cetățeni. Da? Strict pe definiția weberiană, nu e stat, dar e o asociație de state, știi? Adică e o structură statală. Adică bugetul UE se constituie prin bugetele statale care varsă o parte din bugetele colectate la UE. Ce înseamnă bugetele colectate, că am folosit un eufemism, înseamnă bani furați de la cetățeni. În încheiere, aș vrea să mai încerc o dată să apăr profitul. Că tot spune Hezit aici că profitul e privit ca un lucru, ca pe un lucru rău. Și eu mereu am spus că nu e așa, profitul este o chestie naturală. Tu, care te uiți la emisiunea asta, pentru că te uiți la emisiunea asta, ești pe profit. Ești pe profit de calorii. De când te-ai născut tu, de când ai ieșit din nemenționabila lui mama ta și până acum, pentru că ești în viață, ești pe profit de calorii. Ai intrat mai mult decât a consumat, decât a ieșit. Așa funcționează lumea. Și invers. Când vine... Ce? Mai zis, nu e invers. Altfel, nu, a intrat, a băgat pe gură mai multe calorii decât a consumat cu activitățile sale, cu arderile. A, și da? Intratul deci, e beneficiu. Deci când intră mai mult decât iese, e profit. Ca așa avem stabilit, da? Deci, ca principiu, toate lucrurile vii, acum hai să expandăm așa principiu, toate lucrurile vii fac profit. Profitul e o chestie naturală, e vorba de profit energetic, da? De calorii în sine. Pentru că toate lucrurile care sunt vii consumă calorii și așa da, mai departe. Profitul nesimțit e o chestie naturală? Răspunsul da. E da, este. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Dacă omul ar fi altfel, n-ar fi exista profitul nesimțit. Bineînțeles. Da. Dacă omul exista altruist, nu știu, poate nu exista nici profit, poate oamenii într-adevăr își eruiau... Ba chiar profitul nesimțit este o chestie atât de naturală încât doar prin condiționare socială poți să-i explici omului să nu se îmbuibe că mai e și mâine o zi. Că natural ar fi să da. Mai fă o pauză, mai închină-te. Nu, natural spune că omul privește în viitor. Natural. Nu acționează. Dacă ar fi fost da, pur instinctual, era... Tot un prezent, știi, dă oala aia încoace. Asta este o motiv pentru care îl identifici ca om, dar și între oameni e diferență, nu stăți în care se uită mai aproape un timp. Nu, la miză, știi, că privești, omul nu e pur instinctual, privește și în viitor, știi. Da. Na. E mai disciplinat, mai... Și aș încheia... Parafrazând un pic ultima chestie, deci că practic care e ideea pe care încearcă să o facă socialiștii și dacă a reușit să înțelegeți ceva din tot ce am explicat astăzi până acum, tocmai de asta am explicat-o, că practic dacă te apuci să dai un salariu minim sau să zici, domne, sindicatele trebuie să crească salariul cu orice fel de valoare sau domne, ăștia au profituri nesimțite, da? Ce încearcă de fapt socialiștii să facă este să asmută o clasă împotriva unei alte clase, lupta de clasă, da? Unii împotriva alții. Dacă sunt oamenii la bere gata fiecăruia, păi atunci socialistul zice tu ești bun, tu ești rău, eu sunt cu ăia buni, votează-mă pe mine, îți dau legi ca să fii mai bun, da? Și Hazlitt spune în fel, și aceste lucruri au impact asupra economiei. Practic, socialiștii încearcă să administreze economia așa cum o văd ei planificată în folosul unei clase în defavoarea altei clase. Ei spun nu că noi îndreptăm răul. Comuniștii ăștia ăștia ar zice că îndreptăm răul făcut. Nu, nu, mai multe șanse pentru muncitori. Da. Decente. Sunt de acord cu profitul, nu aveai dreptate cu aia, cu caloriile, să nu fie nesimțit. Indecent, așa. Știți? Și Hazlitt încheie capitolul precedent ăsta despre profit spunând așa, zice că economia trebuie administrată în folosul tuturor. Eu aș adăuga la asta, zice că și singurul fel prin care ea poate fi
făcută să funcționeze, că deja atunci când vorbești cu administrată îți arogi niște privilegii, făcută să funcționeze în interesul tuturor, este ca ea să fie lăsată liberă. Liberă, complet. Amin. Fără reglementări, fără legi, fără... El capitalismul salvaje. Alei de la selva. Caraho. Acestea vin spuse pentru Costel Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, mulțumim pentru atenție și răbdare și vă așteptăm data viitoare când o să încheiem cartea.